bogăție, mai lux. Opulență, lux, bogăție. O întreagă casă specială pentru treaba asta. Să ai așa o casă, da? Bion, nu știu ce. Horia Greciu, ce asta e? Media. Media, deci are și media. Frate, hai la podcast. Doamne, hai. Da, pe vecini. Ia să vedem, au fost cineva aici. Foarte bine. Bună, asta trupa mea, vă prezint și trupa mea. Trupa mea care să... la. Iată cum arată trupa mea. O să petrecem mult timp împreună, așa că o să vă rog să vă obișnuiți cu ideea. Trupul meu și trupa mea. Frumos, frumos. Eu de fiecare dată când am o muză ca tine, încep să compun versuri. Ia să vedem. Tocmai am făcut vreo câteva, bănuiesc că și ție ți se întâmplă la fel. Da, păi eu mă trezesc dimineața, compun. M-am trezit și de dimineață, 2-3 cântece pe zi fac. Mă trezesc și compun. În dimineața asta ce ai compus? Am compus o cafeluță, două. Câte cafele bei pe zi? Vreo 3-4. De ce? Nu știu, n-am o explicație. Probabil pentru că nu muncesc foarte mult. Da, din lipsă de muncă. Luvi, mi-ai zis să stau cu cafea? Cui? Nu i-am mai zis. Andrei. Nu i-am mai zis. Dar vrei o cafea? Nu. Nu mai vreau, că am băut 3 și așa deja sunt agitată, nu vezi? M-am luat de la tine. De când cu tine sunt tot timpul așa. Hei, bună ziua, ce faci? Nu știu ce, mă duc la oameni, zic, hei. Mișto. Dar tu aveai tu chestia asta? Câte cafele bei pe zi? Stai să zici pe tine, că și tu parcă le rup. Ai voie să pui orice întrebare. Am? Chiar dacă e una delicată, chiar dacă nu poți să răspund. Poți. Asta, ai, că asta nu e chiar delicată, cu câte cafele bei pe zi. Eu beau cafele fiind... foarte îndrăgostit de gustul cafelei. Da. Și eu beau, de exemplu, în fața mea aici este o mică cafeluță. Da. Be happy, scrie pe el. Am tofuri de căni cu tofuri de inscripții și de fiecare dată când beau o cafeluță mă inspiră. Aveam o cafeluță, de exemplu, un pahar cu scria lucruri simple, septembrie luni și acea cană, vedeai scrisul pentru că era termo. Cum era? Termo? Rezistentă. Termoficat. Termodinamică. Termos. Și de fiecare dată când se încălzea și pune cafea fierbinte, apăreau toate piesele noastre scrise acolo pe cafea. Mamă, cât de tare. Asta înseamnă să ai bani în viața asta. Să ai cu cafeluță, să-i se încălzească cafeluța odată cu cântecul. Tot, am văzut și Academia și tot. Ești bogat, bogat, ce să mai... Nu mai, asta e. Lasă că ajung și eu. Dacă închizi ochii... Și, de exemplu, în jurul tău se vorbește în engleză, ai crede că ești în Beverly Hills. Fără discuții. Piscina lipsește însă. Fără discuții. Îmi cer mii de scuze pentru asta. Așa e și la mine acasă. Eu când închid ochii tot așa, am piscină, am tot ce vreau. O întrebare directă. Prefer cadă sau duș? Cadă, normal. Cadă, oricând. De ce? Păi ca să stau în ea. Băi, să știi, când eram tânăr ca tine... Da. When I was, așa? Și eu preferam cada. Dar între timp, viața m-a obișnuit la duș. Păi pentru că te grăbești, că ai foarte multă treabă. Eu câteodată, dacă n-am, mai stau și în cadă. Eu n-am atâta treabă ca tine. Nu cred. Zici? O să-ți demonstrez că ai destulă treabă și chiar vreau să te întreb pe parcursul acestei întâlniri de unde ai atâta energie. Dar până atunci, dați-mi voie să vă spun cine este Ilona. Auzi, poți să-mi dai un fel de dansul săbiilor. Uite. Așa. Stai așa. Soto.
ușor. Încă din timpul anilor de facultate a primit mai multe nominalizări și premii. Premiul Timică de la Gala Hop din 2013. Premiul cea mai bună actriță pentru rolul Ronda din spectacolul Aproape. La Festivalul Teatrului Studențesc în 2013, marele premiu acordat ex aequo la egalitate cu Ofelia Popi pentru spectacolul Fata din Curcubeu, regia Liei Bugnar. În cadrul Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice Valentin Silvestru din Bacău 2016. De asemenea, a foarte bine modulația, a câștigat și premiul pentru cea mai bună actriță al Festivalului Internațional de Teatru Independent Undercloud. A jucat în filmul Sierra Nevada în regia lui Cristi Puiu, pentru care a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes din 2016. Era să spun Canes. De asemenea, a jucat și în filmul Între Galde, în regia lui Radu Muntean, care a avut premiera tot la Cannes în 2021. Ea este Ilona. Wow, ce frumos. Mi-am adus și eu aminte de câte lucruri am făcut. Acesta a fost podcastul nostru. Mulțumesc frumos. Până stai să zic la revedere. Ne vedem pe lunea viitoare. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Mulțumesc și eu. A fost o plăcere. La revedere. Poți să iau asta? Acasă? Da, poți să iei Aqua Carpatica. Da. Poți să prinzi una. Dar în alte podcasturi era mâncare, era băutură, era nu știu, era mai multe pe aici. N-ai nimic de mâncare? Nu mai e așa bogat. N-ai nimic de mâncare și tu aici sarma, că am văzut alți oameni. Așa. Mamă, și n-am regizat asta, fii atent. Fii atent că n-am vorbit cu nimeni, nimic. Și dacă ai adus acum paharele, trebuie să mai reintroduci, nu? Și gata. Deci... Noroc, mulțumesc noi, bine. Noi așteptăm da. De Crăciun da. Invitații da. Să vină cu ceva. Singurii care au venit într-un an de zile de podcast au fost doi tenismeni. Cu ceva. Horia Tecău și Andrei Pavel, atât. Păi da, dar tu știi câți bani au ei. Tu te aștepți să la mine să vin cu ceva? Păi tu știi că suntem în 7 și mie salariul intră pe 12. Dar cu ce voie să vin pe 7? Dar tu ești salariată la... Păi bineînțeles. La ce teatru lucrezi? La teatru de comedie. Pe 12 intră salariul, n-am avut cu ce să ce vin. Ce colegi ai la teatru de comedie? Mihai Bendeac, Dan Rădulescu, Bogdan Cotles, Tudor Chirilă, Ștefan Bănică, Mirela Zeța, Vizante. Vizante, da, mulți. Și toți mulți. Fac comedie? Da. Adică dacă e teatru de comedie, tu trebuie să te urci pe scenă să fii într-un cadru propice comediei. Sigur că da. George și toți colegii tăi fac chestia... Bănică de gând, da. Ce joacă Bănică? Păi joacă puricele. Bravo. Chirilă ce joacă? Are un one man show acum, a scos o premieră, știu că acum un an trecut să... A fost, dar nu mai joacă. Adică Nu știu dacă mai joacă. Nu Vizante ce joacă? Cred că are ceva, parcă avea un one man show la Sala Studio. Da. Pavel Bartoș, one man aproape show la Odeon? Băi, fraților, noi ce facem? Băi, avem probleme, mă, tu vă dați seama că noi nu avem... Noi trebuie să avem și noi show-ul nostru. Auzi? Păi uite, pentru noi independenții, freelancerii, da. Antreprenorii, noi ăștia care nu suntem înscriși. Salariați. Așa, nu sunteți bugetari. Nu suntem bugetari. Dacă, de exemplu, mergem la teatru de comedie, da. Care e acolo, pe ce stradă? Pe Sfântul Dumitru. Să fie sănătos. Deci, fie, noi... Bună ziua! Da. Așa îmi răspunde? Frumos? Așa că tine? Bună ziua! Nu știu, da, cred că da. Poate puțin mai frumos decât mie. Putem avea și noi un spectacol, one man show... Horia Brânciu acolo? Nu cred. Nu știu. Numai nu știu. Cei care sunt... Ce trebuie să fii... Trebuie să fii... Zic cum trebuie să fii. Trebuie să fii cu... Ce tu nu vezi că ai paharele goale? Hai, noroc, bine că te-am găsit și mă bucur mult că m-ai invitat. Dar ce fain se aude. Uite de când... Ce vin bun, vai de mine. Foarte bun, e de calitate superioară. Da. Când erai tu acasă, la Giurgiu, pun pariu pe ce vrei tu, că tu erai din familie cea care da. Venea, te strigau părinții? Ilonica, cum te strigau părinții? Ilonașu! Hai mă, tăticule, mai făneam un spectacol și veneai și făceai spectacol în fața părinților. Noi aveam o oră la care aveam un spectacol, eu, și acolo făceam un program. Adică deci, practic, tu erai teatru de comedie încă de mică. Da. Aveam... Și ora era care? După ora era aia la care ai mei voiau să se uite la televizor, îți dai seama. Că adică înainte de 8. Da,
Și când era lumea mai dragă, veneam eu și ziceam, hei, eu am un spectacol, veniți puțin în dormitor. Iartă-mă, dar vreau să știu ce făceai în spectacolul ăla. Ce cântai pe vremea aia tu? Și asta cântam. All the she wants is another baby. Era, îmi plăcea mult, da. Ce era, lăsa-mă, ce se dădea la MTV pe vremurile alea. Atenție, Ilona s-a născut chiar în 1990. Da. Da. 26 iunie. A fost o lună norocoasă. Da. Deci din 90 ai început tu, practic, pe la 5-6 ani? Da, da. Și am poezie, cântam asta, piesa asta, Ozea și Oanz, că așa ziceam eu, că nu știam ce înseamnă. Uite, dacă îmi faci un program, dar sincer, dacă aplaudați voi, o să pun și eu ceva pe masă. Dacă îmi zici tu un moment de la mișto de-al tău, deci tu erai bucuria părinților. Practic, da. tu erai entertainerița familiei. Da. Zi-mă o poezie, un cântecel, dar nu zi-mi o chestie pe care o ții minte de atunci. Trebuie să-ți fi rămas ceva minte. Nu mai țin minte poezii, nu mai știu. Cred că le și scriam, nu mai știu ce poezii. Scriei și poezii. Da, mai aveam, mai compuneam, mai, da, da. Dar aveam o orgă, nu știam să cânt la orgă. Și mi-a adusese mama, fusese în Germania și mi-a adusese o orgă, care există și acum, o orgă mică, așa. Așa. Și cântam la aia, adică, așa, nu pe note, eu nu știu să cânt pe note, adică... Habar n-am. Exact, cam așa ceva. Asta făceam. Și ziceam, acum vine bucata de orgă. Și făceam acolo ceva la orgă. Uite, acum vine poezia. Acum în vine mâna ta, este orga lui Marius. Da. Când apeși tu, apasă și el. Hai. Dar, atenție, îți putem da doar melodia de la orgă. Restul trebuie să dai tu din gură. Atenție. Hai. Doamnelor și domnilor, eu sunt tatăl Ilonei. Nu, că n-aș fi putut. Ilonașu! Ia tu orga aia și vină la tu la tăticu și cântă ceva la tăticu, la părinții tăi. Te rog eu, Ilonașu! Ia! Da. Lungole dromența. Maladile, nu că poți să cânt. Martale romenza, aroma lesca, dar tu me n-ave. Nu cântam asta, cred. Ega grența, aroma le aceamele. Ilonașu, treci la masă, Ilonașu, că e de discutat aici. Tu, spectaculoasa mea ființă... A, uite, mă, că avem... A, mă, că avem... Brânză cu roșii. Puțină brânzică, mulțumesc, iubirea mea. Puțină brânzică. Mulțumim. Eu am adus... ăsta ce e? Cârnăcior în mijloc, ce e ăsta? Cârnăsnex. Cârnăsnex, se-i zice. Mini-salam. Mini-salam. Cârnăzic, da, ăsta este mâncarea pe care o mâncai tu în 1995. Da. Chiar când te uitai la televizor și cine crezi că era la televizor în 93-94? Doamnelor și domnilor, Horia Brenciu! Bravo! Să știi că... Pentru că ai fost foarte cu minte și vinurile se vor umple. Știi vreo melodie cu vin? Vin. Da. Păi e doar una singură pe care o știe toată lumea. Care? Bun, e vinul, chiar asta, toată lumea știe asta. Alta. Toată lumea știe asta, eu nu știu pe asta. Nu știu melodia asta. Nu, eu chiar, uite, sunt acest îmbătățel care astăzi se bucură de tine. La mulți ani, bine ai venit la podcast, bine un lucru găsit! Simple! Auzi, dacă mai țin mâini orga Ilonei, nu știu ce să fac. Cântă mai bine decât mine, lasă-l să cânte. Iau. Bun, ci. Bun, e vinu Gheorghiule, ram di 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 ra di ra di ra. Bun, e vinu Gheorghiule, ram di 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 ra di ra di ra. Hai că
știi și tu să cânti. Mai știu. Dar și brânza nu-i de-aruncat. Tra-li-li-li-li-la-li-la-li-la. Cu cărnazul ăsta m-am marcat. Tra-li-li-li-la-li-la-li-la-li-la. Roșioara e aici. Tra-l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 a. Să ne facă fericiți. La-l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 a. Acum e rândul meu. Tot așa cu improvizație. Tot ce vrei tu. Mai pe bromă, mai pe omătă. Am diri-diri-diri-la-di-la-di-la. Mai pe bromă, mai pe omătă. Pâinică, tra-l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 a. Când erai și tu mai mică, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Sau o dăm pe cură mare, tra-l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 a. Să dăm burta jos că-i mare, la-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 la. E tare. Deci vreau să vă mulțumim foarte mult. Spectacolul de la ora 7 seara din cadrul familiei Brezoianu. Da. Tu nu te-ai căsătorit încă? Nu, nu. E o problemă cu voi artiștii. E. Când te căsătorești, când o să întâlnești făt frumos, știi foarte bine nu că... Nu există. Ai, nu mai spera tu la asta, că nu există. Că are făt frumos. Așa, băieți, ce voiam să vă zic? Tu ești făt negru. Frumos. Ai treabă mâine pe la ora asta, că aș vrea să mă măi. Uite! A? N-ai treabă? Uite, dacă vrei, uite. Mie îmi place din când în când și mi-a plăcut foarte mult inițiativa lui Jimmy Fallon când i-a luat pe toți artiștii ăștia mari și s-au dus în metrou, s-au mascat puțin și au început să cânte. Cristi, dacă vrei, tu și Cristi și vin eu impromptu pe undeva la universității și chantăm de una, de alta. Tu es Christ, tu es trop noyé, Bucurange, tu l'aimes de chez toi, de pâché, de la guerre. Am citit asta cu franceza, o știi? Am studiat. Puțin din... Eu știu doar chestia că vous avez préparé pour aujourd'hui à la leçon de français. Nous avons préparé la pâche. Te rog să servești. Deci, situația în felul următor. Da. Foarte mulți... Nu știu ce să fac întâi, să beau sau să mănânc, îmi vine să le fac pe amândouă. Luați cu pâine. Mulțumim dar frumos. Dar vezi că dacă mă apuc să mănânc, nu mai pot să cânt cu gura plină. Gândește-te bine la treaba asta. Deci, fii atent, la pâinea asta am adăugat puțină, un peu de sare. Asta e sare din aia, de Himalaya, nu e românească. Draga mea, eu așa m-am gândit. Hai să-i dăm Ilonei mâncare și să strecurăm ceva sare ca să-și pună și în cadă ei de acasă. Ba. Ceva sare pentru cadă. Dacă eu cu asta fac baie cu sare. Hai, Doamne, ajută să fim sănătate. Hai sănătate, deci fii atent de aici. Eu cred că ai fost puțin rea. Puțin. Când ai zis că nu ai de muncă. Pentru că, dragii mei colegi, vreau să vă spun la ce emisiuni și pe unde s-a perindat a noastră Ilona. Unde ați văzut-o voi prima dată? La X. Exact. Serge Blanco? Stau să mă gândesc, nu știu. Exact. Ori X Umor. Mario, la Ai Umor. Dacă ar fi doar astea. A noastră... Nu, mănâncă să stea în gât, mănâncă să stea... Deci, nu cătrânătesc. Televiziunea a fost și ea curtenitoare cu tine, draga mea. Iar noi te-am văzut așa, la X Factor. Uh-huh. Era Extra Factor. Uh-huh. După ce am văzut la Imor, emisiunea pe care a spus-o Marius. După aceea, a sosit momentul că te cunosc de undeva. Bineînțeles că ea nu s-a oprit aici. Nu, jamais. A continuat. Ce? Vorbești ca sectorul. Toc sectorul. Dacă ești malicios, te rog frumos să retrage-te acum, maintenant. A urmat Stand Up Revolution. Stand Up Revolution. Yeah. Și, bineînțeles, locul unde am înțeles că s-ar simți un peu mieux. Sala aparatului. Stai. Oh, nebun. Nu, este vorba de Super Neața. Uh-huh. Zim dacă în cele 5 emisiuni pe care le-am zis aici am omis ceva. Uh-huh. Ca să umplu și eu gura, ca să nu fii singura. Absolut nimic. Tu nu vrei omis ceva? Nu.
Astea sunt 5? Ia, sunt 5. Băi, da, mi-a fost un serial, Mangalița. Mangalița la Pro TV? Nu, la Antenă. A, la Antenă. Am făcut la Pro TV, am făcut un sezon de la Sfierbinți. Da, da, aia a fost ca și actriță. Da. Aici cele 5 puncte pe care le-am enunțat anterior, ai fost... Host, să zicem. Un fel de ghost, prezentatoare, dar și un pic sau de... ghost, cum ai zis tu. Ghost? Eu am vrut, da, să zic host, dar e bine și ghost, că, da, am și dispărut repede de la ele. Da, mă, că n-a... Stai, că nu s-a mai ținut, X-Factor nu s-a ținut. Da, nu s-a mai făcut. Mm. Ai umorul. Ali Moru, am fost într-o înlocuire, ca să zic așa, când a făcut damba de COVID și am ținut locul vreo 5 ediții. N-am fost titular, acolo nu eram titular. Și după aceea, după 5 ediții? Am plecat acasă. Nu, ai rămas. Nu, am rămas. Nu, la final. Da. A venit și Badea, credea că... Păi ce faci cu Ilona? Mai stă Ilona, spuse reproducătorii în cor. Da, da, da. Păi eu am spus, eu mi-am luat liber tot sezonul, ce facem acum? Da. După am început stand-up-ul, am făcut acolo, am fost titular, ca să zic așa. Am plecat de la început cu ideea că sunt prezentator, aha, co-prezentator sau cum se numește, că nu știu ce sunt. Prezentator cred că sunt. Și Neața, da, sunt tot co-prezentator. Uite, mie îmi pare rău că nu ne-am putut întâlni la X-Factor. Am crezut că zici că îți pare rău că n-am bani destui. Mie îmi pare rău că ai atâtea emisiuni și de fapt ești vai de capul tău, dar încerc și eu să fac tot ce pot să te mai scot din sărăcia asta în care ești. Hai, ia și mănâncă, mamă! Ia și mănâncă! Mersi mult de tot! Nu știu cum e brânza asta. Ia să vedem. Mm. E bun? Ia. Vai, ce bună. Vai, de mie, ce de mie. Vai, dar și... E o brânză bună. Uh-huh. Eu sunt fanul urdei, uh-huh, și a telemelei. Telemelei? Da. Telemea. Cum să facem o melodie cu telemea? Telemea. A? Cum? Telemea asta e o macara. Telemea. Se intre, știi, la unde ești? La Covent Garden. Ce-ai cântat? Telemea. Știi? Eu am observat în cele 5 apariții ale tale, aceste spectacole, că tu ești foarte deschisă la orice nebunie. Da. Iar dincolo de asta, deși câteodată, și acum trebuie să-mi recunoști, e momentul să dai sufletul pe masă. Nu te-ai simțit câteodată așa, bă, nu am chef să fac chestia asta, nu am nici partenerul cu care pot să o fac. Sorin Popa nu-mi zâmbește ca lumea. Drăgulin, că și el era pe acolo, ce să mai zic? Cei din juriu, domnul Bănică, n-are chef de mine. Și eu trebuie să fac totuși munca. Da, m-am simțit normal. Cum cine te enerva cel mai tare? La ce emisiune? Despre care dintre ele vrei să vorbim? Uite ce. Eu încerc acum, dacă noi de acum... la podcast, mă rog, întâlnirea asta a noastră, nu rezolvăm nimic pentru viitor, înseamnă că ne-am întâlnit degeaba. Eu zic că rezolvăm, că eu pe 2023 sunt cam liberă, să știi. Eu zic că avem niște chestii de pus în plan, că eu de-aia am venit. Adică eu sigur rezolvată plec 100%. Nu știu tu dacă o să mai ai vizualizări la podcast, dar eu sigur plec cu ceva de aici. Cu burta plină, cu 3-4 concerte pe 2023, tot plec cu ceva. Sănătate și bine te-am găsit. Hai, sănătate la mulți ani. Trebuie să rezolvăm cumva problema cu fata asta. Eu cred că, deci tu ai făcut canto? Am făcut un pic, dar nu... Ce înseamnă un pic? Am făcut câțiva ani, dar nu știu ce înseamnă canto, nu știu cum se face acum. N-am făcut niciodată canto pe note. Deci o oră de-a mea de canto însemna că mă duc, da? Fac niște vocalize și cânt o piesă pe negativ. Asta era o oră de canto. Nu. Deci nu am făcut canto să învăț. Nu, am făcut. În primul rând, tu trebuie să înseamnă că ai doi plămâni. Da, adică de unde vine aerul nostru? Da. Așa le spun și copilor. Bă, copii, vreți să intrați în apă? Da. Conștientizați că dacă voi aveți aer în plămâni, vă ține la suprafață. Deci, în primul rând, ăsta e lucrul cel mai important. Acum, față de apă, noi pe uscat, la ora de canto, noi trebuie să împingem cu abdomen, exact cum faci tu abdomene. Am abdomen aici. Da. Asta am învățat ulterior la Facultatea de Teatru, cu respirația, da, așa. Dar la canto, cam... Na. Ce mai... E foarte delicat combinația asta de diafragmă și laringe. Aici avem laringe. Hey, 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 it's okay. I'm a winner, don't take me home. Asta este laringele. Mm-hmm. Dacă îl atacăm, el va zice, nu mai pot cânta astăzi. Mm-hmm. Și de fiecare dată trebuie să ducem aportul plămânilor. Și a diafragmei și toată banda asta, toată nebunia asta de sus, de jos. Ceea ce vreau să spun eu foarte simplu. Tu ai un vibrato formidabil, tu ai o voce, un flair muzical și o intuiție muzicală formidabile. De ce până acum n-a fost deloc serioasă chestia asta cu muzica?
Pentru că n-am găsit oportunitatea să fac asta. Adică m-am ocupat foarte mult de actorie, mi-a mâncat foarte mult timp, sincer. Adică nu ți-a mâncat zilele, doar timp. Nu, dar am cochetat cu asta. De exemplu, am făcut un musical la facultate, la master, am făcut Cele două orfeline în regia lui George Ivașcu și după am făcut un spectacol în regia lui Răzvan Mazilu la cum s-a numit ăla? Cabaret Noir. Cabaret Noir. Mai ții minte vreo melodie de acolo? Da. Ia zi. Stai să mă gândesc. Poți scula la, nu contează că ai uitat versurile. Step right up, we bring to you the finest entertainment, and I am pleased to be your humble servant. Accept our hospitality, enjoy in abnormality. Asta mai țin minte, era introducerea în cântec și după aia nu mai știu cum era cântecul. După aia mai cântam tot în ăsta, în germană, dar nu mai știu versurile. Cântai în germană? Cântam în germană, da. Cântam din opera de trei parale, ăla... Bertolt Brecht. Da. Nu mă mișc de aici. Păi cum, nu știi melodia? In einer Zeit, na 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 na, stera da, da 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 da. Dar nu mai știu, am uitat. Dar tu știi melodia care a dat, mă rog, care a dat, care e hitul din opera de trei parale? Da. Care? Ia, zi-mi tu că... Nu, zi tu. Zică tu, că tu ai jucat-o. Eu am cântat doar piesa. Dar n-ai jucat opera de trei parale. N-ai jucat opera de trei parale? Nu, era un mix, era un colaj de mai multe piese din mai multe opere, dar n-am jucat în... One, two, three, four. All the shark has pretty teeth, dear. But it shows them pearly white. Ce mișto. Just a jackknife has all make heat, babe. I said never, never a trace of wine. You know when a shark bites, when it teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though is all make heat. Ladies and gentlemen, there's a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that Ilona? Ilona who is using that ride? Și uite așa, da. Și uite așa se ducea piesa asta foarte cunoscută în foarte... Știi când s-a făcut piesa asta? În 1900 cât? Anul de grație în care noi astăzi beneficiem de sunete frumoase, care se aud pe... Nu știu, chiar nu știu. Pe în 1928. Nu știu, trebuie să merg niște cursuri la... Trebuie să dau niște cursuri la TFU. Păi și profesor, ce vrei acum? De acolo a început să se audă vocea pe ecrane. Uh-huh. Înțelegi? Foarte interesantă chestia asta, că de acolo am început și noi să grăim. De acolo n-am mai făcut... Stop, cadru negru. Vreau să spun că arăți foarte bine. Răspunsul tău. 1, 2, 3 și... Stop. Crezi? Deci asta este ideea pe care ți-o spun. Tu ai avut una dintre cele mai interesante și gâdilate și aplaudate aventuri la Sala Palatului. Fii atentă. Aș vrea doar un pic, doar tu să intri pe ușa aia, îți dau cântecul, așa. Atenție, nu ai lavalieră, iar tu intri pe acolo, faci nu știu ce, te aștepți pe scaun și începi piesa care cântă. Nu trebuia da? Să te faci regizor. Ți-ai fi dorit asta? Am văzut că și la Sala Palatului erai și acum intrați așa, cu tare, vine, nu știu cine, nu mă băga nimeni să... Nu? Adică să fie un fel de Cristi Pui, un fel de Radu Munte, un fel de Cristian Mungiu. Da, da. Știi că Cristian Mungiu mi-a fost coleg. Noi am fost aceeași generație. Noi am terminat în 1998 ATF-ul. El ne-a terminat pe noi. Atenție! Deci fii atent, începem melodia. Da. Orice manifestare
de dans ai fi avut, atenție, până la urmă trebuie să vii la microfon să, să cânti piesă, da? Adică, vin aici. Da, da, da. Ești gata? Da, hai. Atenție. Intru pe ușă? Da. Hai, o să intru, da? Ești, ești gata? Ești ca să intru, da? Ești ca să intri, da. Atenție! Don't feel like I want. Doamnelor și domnilor, de peste 9 mări și 9 țări, vine chiar ea, Ileana Cosânzeana, din Giurgiu, născută în 1990. Doamne și domnilor, aplauze pentru actrița, prezentatoarea, coprezentatoarea, spectaculoasa, Ilona Brezoianu! Mi-ai dat greu din prima, sincer. Da. Deci mi-ai dat greu și eu nu sunt cântăreață, nu? Trebuie ca să respecti regula așa, 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 regula. Vai, dar ce greu a fost. Oh, Dumnezeule. Cum a fost concertul? Foarte greu. Bun, și acum fii atentă. Pleci de aici, te duci acasă sau te duci la teatru și unul dintre cei menționați... Mă duc acasă și plâng. Și zic, bă, da, chiar așa? Băi, unul dintre colegii tăi de la teatru. Eh? Ce ai făcut ieri? Am cântat cu Horia Brenciu. Și cum a fost? Marfă. Mi-a plăcut mult. Zi, pentru că dacă zici maxim, o să vrea și ei. Atunci, bă, să știi că nu e cine știe ce. L-am și auzit cum cântă, am mai și falsat de vreo două ori. Hai că sincer, acum m-am dus eu acolo, bă, m-a rupt. Oh, give me attraction! Mai e ceva despre mine acolo? Da. Mamă, cine știe ce ți apare pe acolo? Vreau să vă spun că e unul dintre cel mai... cool, să spun așa, în engleză sporită, în engleză romengles, engleză, e ce a răspuns Ilona când a fost întrebată, Ilona, ești singură? De ce nu are iubit actrița? La care ea zice așa, bă... Da. Ce, eu da, sunt, da, da. Bă, face bine. Mi-e bine. Vin când vreau, plec când vreau, asta e, dorm în diagonală. Asta e cea mai tare. Ia dorme în diagonală. În primul rând, ce pat ai tu acasă? De două persoane, de-aia zic că dorm în diagonală. Că oamenii care sunt împreună dorm așa, da? Eu dorm așa, ca să nu mă... De ce să mă lovesc de alte picioare în pat? Știi ce ar intra în patul ăla? Iartă-mă, da? Stai, nu. În sens ok. Ascult, nu... ascult. O pisică. Am. Ce pisică am ai? Scottish Fold. Ce a zis? Scottish Fold. Din aia cu urechile pliate, așa. Ea intră în pat, dar tot... E tot în diagonală. Nu, într-o parte a... Tot în diagonală dorm. A triunghiilor dreptundi ce care ies din această diagonală. Nu mă las. Nu, nu. Nu, dar cu sincer. Da. Cine s-ar potrivi? Cine s-ar potrivi? Nu, așa, unul care îți place ție. Cuza? Nu. Nu. Nu vine nimic în cap. Mie îmi place așa singură de bezmetică, să umblu pe stres, să vin când vreau. Nu, dar v-am văzut la emisie. Mm-hmm. Adică v-am văzut la emisie și în emisia, vrei tu, nu vrei, asta e o chestie foarte importantă. Poate nu ți-a spus nimeni, pericolul sticlei, pericolul televizorului. Da. Vrei, nu vrei, deci eu nu vreau să afle lumea de sentimentul meu pentru o coprezentatoare sau un prezentator. Mm-hmm. Și atunci... Eu maschez, dar sunt anumite gesturi care te dau de gol, știi? Cum ar fi? Nu știu, îți place mâncarea lui Tant prea mult. Tuturor ne place mâncarea lui Tant prea mult. Deci sunteți toți combinați cu Tant. Toți. Nu, e o problemă de program la mine treaba asta, n-am ce să-i fac. E greu, crede-mă că, uite, acum, de exemplu, cu tot cu concertele tale, deci crede-mă că sunt ful, eu nu mai am timp de un om în viața mea. Tu ai cântat cu Ristei, la Te Cunosc de Undeva. Da, am cântat cu Ristei, da. Și de vorba aia, v-ați schimbat în aceeași cabină, da. V-ați transformat în bărbați, în femei. Da, da. Deci, Ristei... Ne-am văzut. Este o simplă prietenie. Da, da. Păi, Ristei are iubită, na, adică nu avem nicio treabă, ne cunoaștem de mult, suntem bine. Cântăm împreună.
Mai cântăm împreună. Cântați împreună? Am cântat și cu el, da. Am cântat cu el, acum l-am părăsit ca să cânt cu tine, dar dai seama, na. Asta e viața. Uneori trebuie să te duci după ce... Na. Nu știu, aș să-ți fac un mesaj pentru te duci unde, Bristei. Te duci unde e banii mai mulți, dacă ești, mă înțelegi ce vreau să zic. Da, eu cred că nu e chestia de bani nu la e, tine. Nu, îmi place atât de mult să cânt, n-are nicio legătură cu banii. Nu. Păi nu, dar trebuie să câștigi. Uite, eu îți promit că ușor, ușor, treaba asta cu mine o să înceapă să fie profitabilă. Nu știu, simt. De ce? Dar nu datorită mie, ci datorită simplu ție. Zici? De ce? Toată trupa mea s-a îndrăgostit de tine. Nu e așa, băieți? Da, ce drăguț. Da. Și de ce mă simt cel mai bine? Ai simțit bine tu ce ai zis, că treaba asta n-aș face oricum pentru bani. Pentru că eu am simțit de fiecare dată că atunci când cânt, mă simt mult mai liberă decât atunci când joc. Nu știu de ce. Probabil că atunci când joci, trebuie să fii în niște parametri. Corect. Să respecti textul, să respecti partenerul, adică să îi dai ce trebuie. N-ai voie să faci tu înfloriturile tale cum te simți tu. E adevărat, bine. Dar și Mălele, colegul Horațiu, la un moment dat, stând la un, tot un fel de purice, că și el a făcut puricele, la anumite posturi, în anumite roluri, a deschis o breșă foarte interesantă improvizației. Se poate, se poate. Și eu fac asta în anumite spectacole, dar totuși nu e ca atunci când cânt. Atunci când cânt mă simt foarte liberă, simt că pot să fac ce vreau, simt că mă exteriorizez, că mă simt, nu știu, altfel. Nu mă obosește treaba asta, nu știu cum. Ok, uite, vreau să... M-am uitat și la tine, pare că nici pe tine nu te obosește, nu știu, m-am uitat cum ai făcut acolo la sala Palat. Tu n-ai obosit. Ce ai făcut tu când ai ajuns acasă? N-ai căzulat? Să spun sincer? Da. Să-i spun? Zi, ești curios. Când am ajuns acasă de la sala Palatului, eu sunt nebun, ca să înțelegi. Asta mi-am tu n-ai venit seama. La o... Așa. Dar să te-ai prins. E, când am venit acasă de la sala Palatului, mi-am zis, cum trebuie să arate spectacolul de anul viitor? Mamă. În seara aia. Da, nu? Tu când simți emoția actului artistic? Fii atentă ce te întreb. Îți dă telefon un partener, un regizor. Hai să facem rolul respectiv. Uh-huh. Când îl citești, când îl dai la repetiție cu actorul sau în timpul filmului? Sau când primești telefonul? Și, nu știu, toate combinate. Cel mai rău simt la premieră. La premieră. Când ești în sală. Când trebuie să dai primul spectacol, atunci mi se pare cel mai rău. Am înțeles. Și sunt momente în care chiar ți-e rău fizic, adică poți să se întâmple și asta. Eu vreau să spun că la sala Palatului am avut niște emoții, am așteptat ca și mi-a fost super rău, adică am, jur, adică pur și simplu, atâta stres am acumulat că m-a doborât. M-a doborât prima seară, aia m-a terminat de emoții, de tot ce s-a întâmplat, așa, am zăcut așa, pur și simplu. Păi și ce ai făcut? A doua seară mi-am revenit, n-ai văzut? Pui pe cui se scoate? Da, de-abia a doua seară am putut să mă bucur și eu, în adevăratul sens al cuvântului. Să înțeleg și eu ce se întâmplă prin jur, deci crede-mă, cu 5 minute înainte nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu. Mă gândeam și zic, Doamne, dar eu sunt inconștientă. Eu sunt un om inconștient în momentul ăsta. Auzeam, te auzeam pe tine pe scenă, vedeam toți oamenii care se forfoteau pe acolo. Zic, bă, ori nebună, ori el e nebun, ori cineva nu e ok în treaba asta. Probabil că peste câțiva ani o să mă înțelegi. Cu ce anume? De ce am luat decizia asta? Decizia asta o iau din când în când, când la fel am luat-o și cu cei trei bucătari, Sorin, Cătălin și Florin. La fel am luat-o și cu Andy Moisescu, de exemplu. La fel, de exemplu, l-am invitat și pe Pavel Bartoș, cu toate că știam că el nu e un cântăreț adevărat, dar m-am gândit că experiența sălii Palatului este schimbată, este total alta decât teatru, iar dincolo de asta trebuie să cer puțin mai mult de la tine. Da. Da, așa e. Așa e. Și a fost, nu știu, e spectaculos. Mi se pare un sentiment pe care nu pot să-l testez. Bă, dacă eu nu fac asta acum, nu știu dacă mai apuc în viața asta să fac. Adică ceva. Tu vrei să spui că tu te-ai întors acasă, după sala Palatului. Și n-ai avut cu cine să vorbești în stânga și dreapta. Nu, am vorbit cu mama care a fost în sală și cu care nu am apucat să mă văd. Apropo, da, și mama ta... A fost mama în sală, da, mama cu tata au fost în sală. Extraordinar. Uh-huh. Îți dai deci... seama, păi au venit, na, cum... Ce a însemnat asta pentru ei? Tu ți imaginezi? Nu, dar te vorbi ce a însemnat asta pentru ei? Da, normal, erau super impresionați, adică... Doar că nu i-am văzut față în față, pentru că ți-am zis, mi-era super rău și m-am dus acasă. Deci numai eu știu cum am ajuns acasă în seara aia, când am plecat de acolo. Și uite, am zis, băi, nu mai pot să vă... Îmi pare rău că nu pot să mă văd cu voi, dar nu mă simt ok. Eu aș vedea pentru anul viitor. Așa? Ia să vedem. Hai, noroc, sănătate, Doamne ajută! Ia că am început bine, ia. Ia să vedem ce ai de zis pentru anul viitor. Pentru anul viitor, eu aș așa, vedea... Așa. Să te,
nu mă gândesc acum la playlist. Uite, fiecare dintre noi, Marius s-a dus acasă și a îmbrățișat copiii. Copiii au zis, iar tachii nu-i de neabreciu. Sergiu a dat telefonul acasă. E, câte kilograme ai slăbit? L-a întrebat Mara. Lara. Și după aceea, Cristi s-a dus acasă când l-a mângat pe Rocco, pentru că el are un Rocco specializat. Așa? Așa? Rocco a zis, ce ți-a zis? Abia așteptam să vii, tati. Înțelegi? E, eu vreau ca anul viitor să te duci acasă și să-i spui cuiva, băi, să te strângă în brațe. Foarte important. Pentru că altfel se face o recuperare de energie cu îmbrățișarea aferentă. Și eu îți propun să lansăm invitația. Să-ți găsești dracu și tu un băiat. Nu contează zodia. Contează să fie iubitor. Poate să fie și urâțel, că ce mai contează. Important e să fie acolo. Așa. Eu aș vrea ca la anul să mă duc acasă, după seara, poate și să-l pregătim pe ăla de anul celălalt. Așa ar fi ideal. Hai. Acum să... depinde ce program ai și tu, cum ești cu timpul. Hai. Sau să... poate îl pregătim pe al meu și când sunt deschidere, hai că vedem. Asta e o întrebare care urmează. Pentru că dacă ai avut emoțiile când ești singură în duet cu mine... Poate. Mi-era și să nu te încurc pe tine, că eu mai falsez, eu mai alea, știi? Asta era și în capul meu. Zic, mă, îl încurc pe om, el chiar cântă, eu mă prostesc pe acolo, zic, ce știu, eu iau pe ulei. Eu vreau să cântăm o melodie, da. Dar capul al fine, trebuie să te obișnuiești cu formularea asta. I know. Yes. De la cap și la coadă. De la cap la coadă. Și eu vreau neapărat să o facem, da. Astfel încât aceasta să fie un mesaj de dragoste pentru viitorul tău iubit. Da. Deci hai. Acum, virtual, pentru viitorul tău iubit, da? Ok. De la cap la coadă. Wow. Dragul meu virtual, viitor iubit al Ilonei. Vreau să spun că dacă ai șansa să o întâlnești, și o vei întâlni, eu cred că dai peste un suflet senzațional. O inimă cât toată lumea, cât toată Africa, Australia, America de Sud și America de Nord. Și bineînțeles, ceea ce e cel mai important, dragul meu viitor iubit, o să întâlnești o voce formidabilă. In Shahar Shalom, in Shahar Shalom, in Shahar Shalom, far from the Shalom now. In the shallow, you're far from the shallow now. Aplauze pentru Ilon. Noi nu avem aici aplauze. N-aveți? Nu. Aici avem doar o brânzică. Cum am început noi de la o brânză cu roșii să cântăm și alu? Adică nu ți se pare că lucrurile evoluează foarte rapid? Hai o brânză cu roșii, hai un cârnăcior. Totul evoluează repede între noi. Adică ce să mai discutăm? Pâine cu sare, ia și un cârnăcior, hai și un și alu. Lasă-mă că știi care e chestia? Că atunci când nu-l cauți, îl găsești, asta în primul rând. Și dacă m-ai grăbit pe mine, dacă m-ai găsit pe mine, toate lucrurile se vor grăbi. Deci, știi că... Deci dacă eu mă măriți pe podcast ăsta, iată la mine ce spune ție, cu urările tale și cu nu știu ce, să mă apuc eu să spăl mașină și o să te ieși de spăla rufe și să întind toată ziua la rufe, deci nu știu ce-ți fac. Dar de ce nu crezi că el o să vină cu rufele lui? Iubita, Ilo. Da. Cum e diminutivul? Cum... Nu știu, lumea îmi zice Ilonașul sau Ilonelu sau... Da, iubitul, cum trebuie să spună? Ilo, Ilo. E n-am niciun diminutiv. Ilo, mai e ceva de pus la spălat? Și e cu Dita mai, știi? Dar unde, ce film ai văzut tu asta? Am văzut un film. În ce film ai văzut un bărbatul care vine cu un pumn de haine și zice să bag astea, iubita mea, la spălat? Bagă-le, dracu, dă-le, Doamne, iartă. Ilo. Să nu te aranjezi, că are concert diseară. Ilo, trezește-te. E gata micul dejun. No. Ilo. Domnul Hoia. Nu. Ilo. Băi,
Domnul Horia Brânciu e optimist. Tu fă-o, că eu m-am așteptat mulți ani la asta și tot ce, să știi că... tot ce auzeam în casă era, dar nu mai sunt, mă, niște ouă în frigider ăsta, final al doctorului de frigider. Ia, uite, bă, băi, dar stai puțin, bă, dar n-ai luat, mă, și tu nimic de la... Păi nu, că am cântat aseară, am avut cu domnul Brânciu. Lasă-mă, dragul, că ai avut cu domnul Brânciu, eu înțeleg, dar să nu iei tu un, două, trei ouă să avem și noi să facem aici o omletă de dimineață. Haideți, domnul Brânciu, că sunteți prea optimist. Toate fetele care au trecut pe aici au... Deci, trebuie să pui problema. Știi că Dumnezeu... Au copii. Cu... Au copii sau ce? Ce vrei să spui? Aproape, da. Aproape. Uite, Teo, Roza are deja copil. Deci, spun, aici e rodit. Aici e, nu? Hai să mai mâncăm un pic de crânăznex de ăsta, că eu zic că poate... Hai să ne op... Hai să nu ținem așa în universul ăsta, să nu aruncăm cu chestii de-astea în universul. Hai să nu aruncăm cu universul ăsta în aer. Eu vreau să te întreb despre niște parteneri de scenă, iar tu trebuie să-mi spui pentru fiecare un atribut. Adică, îți spun, Horia. Generos. Bleh. Nu. Nu, nu, nu. Adică, înțelegi? Cristi la chitară. Da, Sergiu la tobe. Marius la pian. Știi? Dar nu onomatopee. Genial! Splendid! Răvășitor! Atenție, trebuie să folosești și cuvinte dure. Cum ar fi? Pisici! Miei! Mă, să nu scap unde te dracu, în rest putem să facem orice. Ok, unde-te, atenție! Cine știe ce-mi zici acolo? Primul este, l-ai întâlnit, da? Chelu. Interacțiunile pe care le-a avut cu el. Ce concluzie ai tras? Sever. Atenție. Cuza. Simpatic. Răzvan Simion. Simpatic. Păi nu așa. Păi nu. Iartă-mă, dar ai studiat opera de trei parale. Prietenos. Răzvan Simion, prietenos. Interesant. Dani Oțil. Arogant. Ok. Dan Badea. Mic de statură. Ce ai zis? Mic de statură, nu. Că sunt trei cuvinte. Iartă-mă, trebuie să-i spun starul. DJ Star. DJ, pe nu așa se numea? DJ ba da, Star. DJ Star, da. Atenție. Șerban Copoț. De nădejde. Interesant. Da. Să știi că el a scos cartea aia cu excursiile, ce faci când ca să supraviețuiești, știi? Mm-hmm. Da, știu, are... Cum faci focul, cum prinzi căprioara, cum prinzi cerbul de aur. Survivor, putem să-i spunem. Atenție! Dacă nu știți pe cineva, îmi spuneți. Că o să pronunț acum un nume care este de mai puțin timp, dar cu colega noastră Ilona a făcut ceva, a făcut ceva împreună. Atenție! Diana Stejereanu. Iepuraș. Na! Ai văzut cum a schimbat-o? Cu Diana Stejereanu au plecat la cumpărături. Da. Cadou... Am plecat la cumpărături până în Olanda, ce am cumpărat acolo numai noi știm. S-au dus la Amsterdam și au cumpărat niște folii roșii. Da. Din cartierul albastru. Exact. Înțelegi? Niște fâșii de material nastop. Ce era să spargem la bani acolo în cartier? Dar nu mai contează. Să nu, da. Deci, acolo... două femei ca voi, prezentabile. Ce-au căutat ele pe cartierul roșu? Atenție, Diana Stejereanu este și ea... Arăți bine că acolo... Este și ea de fitness. Da, e antrenoare de fitness. E antrenoare de fitness, ea. Dar de ce arăți la abdomenul tău? Păi da. E ca mine, ai mai puțin să zici. Uite. Și ai tot ca mine, cu pătrățele aici. E ca mine. Da, ca băi, ca mine, cu pătrățele. Și ca mine la fel. Ok, atenție. Nicolae Tant. Genial. Păi tu știi cât am mâncat eu. Eu fără Nicolae sunt moartă. Diana Munteanu. Elegantă. Ramona Olaru. Din popor. Da, că directă, uite, directă ar fi un cuvânt mai potrivit. Directă. Directă, da, nu știam cum să spun. Că și eu mă simt din topor și directă, adică nu e ca și cum... Eu sunt din pădure. Perfect. Cătălin Rizea. Prietenos. Prietenos. Mihai Bendeac. Prieten. Delia Matache. Aeriană. Așa. Și Florin Ristei.
Cum e? Fratele meu. Fratele tău? Fratele meu. Nu știu, chestia cu frate... Fratele meu, e fratele meu. Zi tu o piesă pe care o cânta cu el. Că acum m-am enervat cu fratele tău. Gata. Zi o piesă pe care o cânta cu el. Păi am cântat la Te Cunosc de undeva. Ce piesă? Ia. Ia mă că știu, băi, gata, hai că știu. O, mamă, ce piesă mi-ai dat aici. Da, e o piesă senzațională, cântată de chiar de mine. Da. Deci da. Eu nu știu portugheză, asta e în portugheză, da? Da. Ce vrei să spunem primul vers. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vê que abrei a mão, mais sus. Fica à vontade, entre faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, pedatada. Eu ligo de você na madrugada. Că se mănâncă bine aici. Bă, dar cum ai făcut o surpriză asta? Cine a făcut surpriza asta? Așteptam să zici măscări când te-a întrebat de mine. Eu de asta. Serios? Da. Și erai ai scos mâna pe aici, erai cu ea pe cea așa. Era știi, a scos mâna și era... Auzi, colegul tău a comandat vin alb. Da. Treaba lui, nu e pe barba mea, nu e pe... Adică totuși e colegul meu, dar să nu exagerăm, adică vrea ce vrea. Ai zis fratele meu, da, acum două minute ai zis. Păi și nu ți-a plăcut, am zis de bendeac prieten și de tine frate, înseamnă frate. Că tu ești altfel. Doamne ferește, la mulți ani, bine ai venit, la mulți ani! Mi-e stricat și podcastul ăsta, la mulți ani. Ăsta cântă sau că el să cânte, mai cum pe dracu. Dar tu ce crezi, că aveai să vorbești 3 ore? Nu, dar puteam să cânt 3 ore, că pot. Păi cântă, că eu am venit doar să te ascult. Păi nu, te ascultăm aici, mamă, dragă. Nu te... Nu mai pot acum, dacă a venit Florin că mă hâșie la urechi, îmi zice cum să cânt, da. Foarte bune, foarte bune astea mici, da. Pâine, foarte bune astea mici. Da. Cred că, ai cunoscut-o pe Fime? Nu! Nu! Vrei o cafea? Nu vreau nimic, sunt foarte bine. Am venit nemâncat, dar un pic băut. Pentru că mi-ai zis să nu mănânc. Da, mi s-a făcut sete și am găsit un pahar de rom în frigider. Auzi, îl și vă pe Florin. Nu mănânc. Și am zis, beau gură de alcool că îmi dă gaură în stomac mai rău. Băi, da. Fantastic, mă. Cum sunteți? Băi, era să... Știi că e partea... Care e partea mai proastă, între ghilimele, a unui podcast? Îți pui asta în ureche aici? Da. Vocea ta e mai sensibilă ca niciodată și începi... Și nu mai cânti nimic. Și după aceea, mă uit așa la ea
Și deci nu m-am obținut. Era să bocesc la faza asta, dar n-am bocit pentru că m-am obținut. Fiară. Refrenul zice așa. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Ilona. Înțelegi? Și am tăcut din gură, zic, nu-i momentul. Trebuie să vină Florin, nu trebuie să mă vadă bocit. Știi care-i treaba? Că eu sunt răgușită și încerc să cânt, să pară. Ce vorbești, mă? Bag-o pasta, mă, termine, mă. Am cântat cu Florin la gala asta specială de Te Cunosc de Undeva și am cântat Dolly Parton și am răgușit un pic. Se simte că sunt puțin. Care-i piesa lui Dolly Parton? Ia ascultă-mi că ăștia vezi când cânt. Christmas without you, at Christmas and I'm blue. Și am răgușit un pic. Eu eram Dolly Parton, spre fericirea mea. Stai, v-ați împărțit? Ah. Da, a face duet acolo. Dar ți-ai dat seama de cât te-ți împreună acum? O oră? Da. Ți-ai dat seama că e bipolar într-o oră? Nu. Pentru că și eu sunt la fel de super exact. Bipolar ca și ea. Exact. Deci, doi bipolari nu se recunosc unul pe altul. Niciodată. Zic, mamă, ce talentat ești. Mamă, dar ce talentat ești. Și ne și prefacem un pic, îți dai seama că eu mă țin aici toată să... Păi să nu par nebună la podcast. Păi cât crezi că mai păcălești? Ți-mi încă un pahar de vin. Eu sincer, mie încă nu, mi se... eu, mie încă nu vine să cred că ai venit. Uite. Nu știu ce, mi-ai făcut o super suntem surpriză. Și vecini. Că am făcut 5 minute de acasă. Ai, termină, unde stai? Aici, casa, sala de repetiții la intrare Mogoșu aia. Da? Și eu stau la lângă Neața, stau eu. Toți bogații stau aici. Că mă duceam la Neața dacă nu stăteam acolo. Nu să cred așa ceva. Să mă duc vreo oră pe drum. Hai, mă! Fix lângă Pod Constanța acolo. Toți bogații stau în zona asta. Domnul Brenciu, Florin Ristei, Bobonete, toți oamenii cu bani. Și cine e mai sărac ca mine stă mai spre tineretul lui în partea aia. Păi stai, vezi că asta asfaltat-o că a scris Bobo pe Facebook. Așa da, frate. Nu, a scris și Mărginanul. Vezi că și la mine, că și la mine s-a făcut pasajul de la Unirii, că știa că stau eu acolo, dar da, nu intră. Zile oamenilor, de ce te-ai mutat? Zile oamenilor, de ce te-ai mutat acolo, de fapt? De sărăcie, cum te ce m-am mutat? Că ai șaurmeria pe colț. Da, mă, dar băi, stai, stai puțin, tu nu înțelegi. Tu, întreabă-mă, dar cum erai tu când erai tânăr ca mine? Ia, întreabă. Tânăr ca cine? Ca ea? Tu cum erai când erai tânăr ca Florin? Fratele meu, sora mea, pardon. Băi, stau puțin. Zi, mă, zi. Tu cum erai când erai tânăr așa? Foarte bună întrebare. Dar nici nu ai apucat să termin întrebarea, că știi și răspunsul. Eu știu, intuiesc. Vai de mine și de mine și de Fabe și de tine. Te erai bogat când erai tânăr, că aveai emisiunea televizor și erai plin de bani. Cred păi că nu! Erai plin ochi. Eu sunt ăla care a avut șansa. Când era tânăr, era bogat acum. Deci eu cred că voi doi, ați fost mult mai norocoși decât mine. Sigur, i-am avut șansa să fiu din greșeală luat așa și pus aici în mijlocul Bucureștiului. Dar voi, tu te-ai născut în București. Când ai venit în București? Tu te-ai născut în Galați. Da? Tu te-ai născut în Giurgiu. Uh-huh. Eu am venit în București la 93, când aveam 20 de ani. 20 de ani. Da. Și eram aici ca un fel de niznaiu. Nici nu știu. Deci, unde am trăit eu, nu vreau să te duci pe acolo. Vreau să... Știi câteodată Demrădescu zice asta. Dom'le, e foarte important să compari. Pentru a ști unde ești. Uh-huh. Trebuie să știi și cum e să muncești și cum e sărăcie. Am fost acolo. Trebuie să știi și cum e bogăție. Mai am de lucrat. Dar trebuie să știi, ai echilibrul ăsta în permanență. Care a fost primul cartier în care ai stat? În București. Primul cartier în care am stat, Progresul. Progres. Spre eroi Revoluției încolo. It's a long way to Tipperary. Știi că l-am cunoscut eu prima oară pe el? Ți-am mai povestit? În București Mall. Serios? Făcea emisiunea, ce crezi, Neața. Nu știu! Nu știi? Nu. Nu știu. Nu prezentat Neața înainte. Eu știu că ai prezentat Neața, așa. Dar în mall? Era a fost primul mall și prima emisiune. Da, știu că ai prezentat Neața, da. Cum facem noi acum de mergem o săptămână pe undeva? Era în mall. Și era ce căutai la mall? Băi, știi cum era în mall? Că bani n-aveai sigur să-ți cumperi ceva. Te plimbai, făcea window shopping. Era plin de oameni și el era sus într-un la sala de jocuri sau la da, ceva. Da, sala de un fel acolo de restaurant, da? Ceva bistro, ce acolo fără. El cu un pian, făcea Neața și am venit cu amici. Aveam 12 ani, 13 ani să cânt. Fai, și m-a pus la pian să cânt, am cântat holograf cu el. Lucru pe care după aceea îi se spunea că tu parcă am dat bine așa câteodată. Dar am văzut și o secvență când a venit toată trupa holograf și alu Bidman stătea
jos și ăsta e cânta piesa, știi? A fost mișto, pentru că de fiecare dată Beatman trebuie să accepte chestia asta pentru numele lui Dumnezeu. Eu de-aia mă vopsesc acum, să nu seamăn cu eu. Băi, uite, și cum era piesa aia? Ce piesă crezi că Florin, ce crezi că nu e ușor. A, pe asta știm și noi. Nu, mă, nu, știm mai multe. Hai, mă, mai cântat atunci. Pe asta am cântat. Fie de aici. Da. Nu, 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 mai știm. Nu. Mai știm. Nu, dă-mă un ton. O să ochii tăi. Fie de aici. Însă ochii tăi. Fuh, ce frumos cântă. Se vor pierde. Oh, hai din două, hai din două, de hai din două, hai din două. Însă ochii tăi se vor pierde noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că mi-e dor și femeie. Dor de ei. Bine, te ia cu 20 de ani o cânta așa, nu știu cum ai cântat. O cântă la fel. O cântă, da, și femeie. Ce a fost fan și nu recunoaște, zic că n-ai fost fan. Dar sunt fan, cum adică? Singura trupă care mi-a plăcut. Suntem fan, n-am ce face. Dar gândește-te la un singur lucru și Florin o să-mi dea dreptate. Tu ai un vibrato pe care... Nu-i mai băgam o prostie în cap. Pe ea, domnul Brezi, când lași că pungeam. Ce, băi? Deci, m-am gândit la tot felul de porcă. Ilona, acum o lună, două, îmi zice, nu, eu nu vreau să fiu cântăreață, eu nu vreau să fiu cântăreață. A venit la ta. Pe ora că am venit. Acum, vezi că am concert și cu Horian și pe 21 mi-a pus la sala Palatului. Dar zic, acum vrei să fii, aș vrea să fiu și cântăreață acum. Da, normal. Dar parcă n-ai mai vrea acum, nu? Ba da, vreau. Pe ce? Deci asta am văzut eu pe ecran. Era chestia asta, dacă ne urât. Și atunci l-am seama, ăștia se iubesc. Frățește. Ah, nu prea o halește lumea pe Instagram la mine. Îmi scriu niște doamne de 70-80 de ani să te lasă. De ce? Că este o combinație, mă duci la Pierzani, a zis. Așa, și mie mi-au zis de tine. Și eu le-am scris la doamne. Ce a zis, mă, de... Nu. Că e arogant, că nu știu ce, că cântă prost, că cântă prost, că falsează. Deci cum cântă el, știi, că mai falsează. Am o rugăminte, stimate doamne, aș vrea să fiți martori acestei întâmplări. Aceste întâmplări filmate, rare. Ca să vă dați seama că oamenii sunt artiști, se iubesc, unul este cântăreț, celălalt om este actriță, cealaltă persoană e actriță și vrea neapărat, la fel cum am fost și eu, stimate urmăritoare, am trei, acum patru că ai venit tu, patru urmăritoare, să înțeleagă foarte clar că și eu am fost prezentator. In șaha, înțelegi? Păi de la asta se pleacă. Păi noi am intrebut tot în sus. Tot în sus. Ne-am luat-o invers. Nu, v-am luat-o invers. Acum vreți din cântăreț și actriță să veniți... Să fim cântăreți. Exact. Asta ne dorim. Nu. Asta ne dorim, vă spun sincer. Hai că mai prostii la cap. Domnul Brânci, de la jumatea lunii februarie sunt liberă. De? Contract. Liberă la mare. Înainte să ajungi tu, a semnat contractul cu domnul Brânciu. Nu, om zi, iar cânti. Unde mai cânti în februarie? Ai tu treabă, lasă-mă în pace, că l-am semnat deja. Bă, urmea a fost domnul care a uitat de unde pleacă, bă. Mă, uite, asta, vezi, asta îmi zice tot timpul, că zice că eu, că el m-a făcut cântăreață. Că și, deci mi-a zis... Eu ți-am deschis orizonturile. Către ce? Horizon. Păi ai cântat vreodată înainte să cânti cu mine? Normal, am făcut și musical. I-am zis lui domnul Brânciu, adevărul, am făcut musical. A fost. Unde mă mi-ai deschis tu? Păi ți-a zis cineva, mamă, ce bine, tu mai mult mi-ai închis decât să-mi deschizi, lasă-mă în pace. Mai mult mi-ai închis toate... Dar să știi, draga mea, un lucru pe care tu nu l-ai știut până acum, pentru că iată, la masa asta aflăm totul. Mamă. Și de mâine... Știu ce se întâmplă dacă a fost Yeah, baby. Ah, eu îl țin lângă mine pe ăsta cu nou, pentru că trebuie să-l mai pun pe Florin pe... No. Să nu mai zică chestii, că el acum mai bea și vinul ăsta și o să înceapă să zică tot felul de intimități. Da, intimitate, așa. Aproape de microfon. No. Microfon. Hey, bine, dacă mai spui ce... Yes. No. Are mai multe. E pe voci. Că... E pe voci. Acum tu. No. Ăla îi păstrează-l pe ăla, că e interesant. Deci asta vreau să spun că dragul nostru coleg, prieten, aici la masă, Florent,
a jucat și el într-un musical. Știu, știu. În ce musical? Dar era săracul. Vai, cum a jucat. Dacă ăla era jucat. Haideți, domnul Brenciu, să fiți cinstiți. Ăla era jucat. Pentru urmăritorii noștri, că au dispărut doi de când am auzit. Deci zim ce a jucat. A jucat în Fantoma de la Operă. Păi da, eu te-am toată. V-am spus sincer, dacă ăla era jucat. Mi-a dat Fantoma și mi-a scris aici, Opera din Garnier. Nu cred așa. Și când mai vede lumea, mă întreabă, faci reclamă la șampon? Da, băi, a fost un a jucat alături de Irina Boyance din Franța și Adrien Nul de la Voix de Romanie. Oui. Nu l-am văzut, din păcate foarte chiar bun. Nu l-am văzut. Adrien Nul, nu eu. Adrien foarte cine, tu? Și să știi că era o prezență fresh. Da, și e talentat. Eu chiar cred că e talentat și la actorie. Ai văzut? Eu, spre deosebire de el, îl susțin în direcția asta cu actoria. El nu mă susține pe mine în direcția asta cu cântatul. Mă trage în jos. Da. Câte concerte ai avut în picioare înainte să cânți cu Horia? For the last time. Zim. Vreo 3-4. Câte? Păi și? 3-4. Fără bani, cântat, într-adevăr, da. Am cântat și eu 10 minute acolo cu tine că... Păi 10 minute? Păi nu mai coborai? Păi nu mai coboram că m-am îmbătat. Păi... Stai. Da, puteai să-mi spui direct. Eu de-aia nu mai coboram, domnul Brenciu, că el zicea să cânt și eu o piesă, două, și eu mai stăteam mai mult. Dar acum și de drag, că el nici n-a înțeles că mi-era drag. Păi dumneavoastră m-ați dat jos de pe scenă, că nu m-ați dat la sala. Drag? Domnul Brenciu nu m-a dat jos. Acolo eu, m-au dat bodyguard, el personal nu m-a dat. Eu cu drag urmăresc o singură emisiune. Drag de România mea, emisiunea prietenului meu, Fuego. Deci, aha, ca să înțelegeți, da? Ați fost vreodată invitați la Drag de România mea? E, când o să fiți atunci, o să vă maturizați. Până atunci, draga mea, vreau să-ți atrag atenția că aici de față, domnul născut în 1987, chiar pe 29 august, e fecioară, în primul rând, trebuie să-ți dai seama de chestia asta. Ca dânsul. Ca moa. În primul, stai, scuze că întrerup. Sper că nu vine și cuza. Asta nu e singur. Asta, nu, nu? E bine, el a avut, ca să facem un scurt istoric, el a avut mai multe trupe. Știu. Prima trupă. Cum s-a numit? Amicii. Amicii a fost prima dată și după aia a fost la Marfar sau unde a fost? Bine, mai avut una în garaj, dar aia nu s-a numit în niciun fel. Aia, așa am avut și o trupă pe vremuri, când aveam eu 7 ani, aveam și o trupă care se numea... Cum? Aici am uitat cum mi s-a numit prima trupă. Și tu ce făceai în trupă? Cântam. Am avut cu două fete de la bloc o trupă, dar nu mai știu cum se numea trupa. Cum se numea fetele, barem? Nicoleta și Andreea. Nicoleta și cu Andreea am avut prima trupă. Și cântați prima o melodie din repertoriul vostru? Nu mai știu. Aveam și o fată care ne compunea niște piese, dar nu mai știu cum erau. Da, dacă te întreabă ceva specific, tu ai uitat complet. Era o piesă de dragoste, ții minte. Păi zi o piesă de dragoste dacă ții minte că nu mai știu. Hai, inventează că oricum nu le cheamă Nicoleta și Andreea. Ba da, mă, Nicoleta și Andreea le cheamă pe cuvântul meu. Nicoleta, Andreea, dacă vedeți asta, să știți că trupa noastră a fost cea mai tare pe vremuri. Nu avea nicio legătură cu trupa lui Florin, cu cea unde a mai cântat el. Deci trupa noastră avea super potențial. La mulți ani pentru trupa voastră. Doamne ajută, da. Ce bine. Sănătate, la mulți ani, bine ai venit. Și uite că trupa noastră m-a adus în punctul în care să cânt la podcast cu domnul Florin. Horia, domnul nostru. Horia, dacă Horia, Horia Tecău, așa. Bun. Da. Trecem la acest și ultima trupă se numește Free Stay. Hai mă că mi-am făcut temele, mă, știu toate alea. Bun. Despre tine. Tu ai scris pe Wikipedia. În ce an s-a inventat trupa Free Stay? Na. No. Auzi, mai ține minte o lectură din clasa a treia sau a doua primară. El l-a luat pe nu-n brațe. L-a luat pe nu-n brațe. Eu cred că 2000... Hai. Ai nimerit secol. 18. Suntem 2022. Nu, 2015. Mai de mult. Nu, de pe aproape, călduți. 14. Mai. 13. Încă un pic. 2010, cât n-ai, bă? Nu mai plus? 2013 a fost X-Factor. 2013 a fost X-Factor. 2014 atunci. 2012. A, 2012. Da, mă, dar el știe când am terminat eu facultatea? 10 ani. Tu știi, mă, când am terminat eu facultatea? Nu știi când ai terminat facultatea. În ce an? În 2008. 2009. Nu. Facultatea, mă? Nu, mă, nu. Cum să fie? Să termin, mă, facultatea în 2000. Păi s-a născut în 1990, în 2010. Păi și eram aproape la un... eram la un an distanță. Prima piesă de succes. Pentru că altfel nu cunoștea el Neața cu 22 de ani când prezenta Horia Brenciu. Atenție! Prima piesă s-a numit Dana. Astăzi schimbăm numele.
Zi-mi că dacă trebuie să cânt, ea este Ilona. Ea este Doina. Atenție, silabele Doina. Sunt prea multe. Mai ea e Ilona. Doina. Doina. Mai e vreun nume? Hai mai să-mi spunem Doina. Nu mai am, Roxana mai e. Roxana. Mă, dar nu mai râdesc. Roxana, tu ești Roxana? Nu râdesc. Ok, și acum, ultima întrebare înainte să cântăm piesa. Mă cheamă Traian. Ma. Asta vreau să zic eu! Ăștia mi-au întrebările. Atenție. Zi. Vă atrag atenția că această piesă nu este ușoară. Ia. Mamă, ia schimba și versurile. Nu e. Și am și eu? Ai și... A, păi n-am. Tu ai. N-am. Tu ai. You have. Păi you ai. You have. Că eu știu. Ce crezi? Deci... Este... A, tu o știi? Da. Bă, stai un pic. Ce te... Ești pregătit? Băi, da. E unul dintre... Ca să înțelegi, Florin este unul dintre puținii artiști care a avut un hit de mic copil. Practic și Cleopatra Stratan. Mai știi vreun copil în afară de voi doi? Nu, uite, ieri vorbeam cu sore, că nu prea mai e nimeni din generația care să fie avut și să fie rămas. Au mai fost Aki, îl mai știi pe Aki, dar nu mai cântă. Nu, nu mai. Still in Action, cum ar veni. Nu. Deci, nu prea. Vezi? Deci? În perioada aia. A fost cunoscut de mic, pe drum s-a mai s-a mai pierdut. S-a dus mai la fund, dar acum el când era tânăr avea succes. Deci atenție pe voci, eu o să fiu backing la de ce sunt backing la podcastul ăsta. E Ilona, colega mea, și vreau diseară să mă plim cu ea. Da. E Ilona, colega mea, și vreau diseară să mă plim cu ea. Și eu ce cânt? Păi și eu ce cânt? Tu cânti? Tu ești vizată. Din când în când, când vrei să te baci, pentru că asta este important la tine. Spirit, inițiativă. M-a chemat aici domnul Brenciu să-l chemați păristei care cântă de bubuie ca să mă faceți de râs și în ultimul ceas. Să cânte el. Haideți, maestre. Maestre, vă rog, luați microfonul. Cântă, că vrei să fii cântăreț, acum te vede o țară întreagă. Nu mai, că lasă, cântă tu. Cântă tu, că e piesa ta, eu nu cânt pe piesa ta. Că zici pe urmă ca... Hey, get up, get up, get up. Get up, get up. Vreți să vă cânt întâi piesa originală? Faci
facem un sondaj de opinie. Ce? Scrieți-le în comentarii. Avem o postă cu mine? Avem? Avem, dar nu pot să spun ce făceam cu el. Colegul meu, și vreau diseară să mă plimb cu el. Te merge să zic altceva? Domnul Brăciu, ne puneți în niște situații. Da. O să mă sune mama, o să mă sune toată lumea. Yeah. Și acum și hitul meu, vă rog. Da. Aplaudă mai trupa că au cântat cu tine. Păi eu sunt prietenă cu ei, nu există. Tu crezi că ești doar solistă și uiți că cânti cu niște oameni. Alo. Tu intri în față, ei bani, pleci acasă. Măi băiatule, eu ce să aplaud trupa că sunt prietenii mei, sunt colegii mei. Tu, au stat, tu cu colegii tăi de la stat, trupa ta, care cânti tu cu trupa ta. Tu le spui de fiecare dată felicitări, bravo, le spui normal o dată. Le spun. Că îi prezint de 3-4 ori. Păi sunt oamenii cu care eu îmi petrec o grămadă din timp. S-au scos o grămadă de piese doar ca să cânti toate, să te facă pe tine vedetă la podcast. Doi, nu știi, dar ieri noapte... Ia uzi. Milona a rămas aici cu ei. Da, și am repetat tot ce cânti tu acum, eu repet de două săptămâni. Chiar asta, azi nu vreau să se interpreteze. Iubire, ești pregătită de schimbări? Ce schimbări? Bă, domnul Brenciu, bine. Să nu vină... Mai luați asta dacă vrea. Acum ultima strigare, ultima... Dăm cârnații. Mai vine cineva, domnul Brenciu, nu ne mai faci. Vine maica mea? Nu vine, vine că era la biserică, nu putea să vină. Vine maica mea? Domnul Brenciu, vine maica... Cine, pe cine ați mai chemat? Ce s-au ciufurit sprâncenele, nu? Deci... Deci fie deja. Vreau să spun că... Oh, doamne. M-am vins armare. Che bella cosa. E sushi. Da. Sushi de la bun. Ce la giornate sole. Putem să venim în fiecare zi? Aria serena. Ce poți să-ți dorești mai mult? Dopo la tempesta. Ce să vrei mai mult? Dacă aș trebui la festa. Ea este Ilona. Și cu fratele ei. Eu mă simt ca de ziua mea. Mireasa. Refren. Nu pot așa ceva, domnul Brenciu. Mara, de nu pot să cânt eu. Mara tu sole. Eu am vocea. Iubela e mea așa. O sole mio. Stai în front. Finalul. Ție îți place să faci finalurile? Păi eu cu finalul l-am făcut cu sushi. Băi, asta e punchline-ul de fiecare dată a apărut. Nu știu dacă te-ai prins la faza asta. Ce? Spui și stai numai la... Poc! Da. Deci asta este. Copii, vă invit la sushi. Mulțumim frumos, domnul Brenciu. Știți să mâncați? Da, la Galați numai sushi mâncam de pe Dunăre. Încercăm. Numai fructe de mare aveam, numai cu bețe mâncam. Prima oară când le-am văzut, mi le-am băgat un ochi la București. Nici acum nu știu să mănânc. Mă duceam la acolo și ziceam, mama, aș mânca niște filet de... Chiar scrumbii avem, atât avem. Scrum. Da, mă. Care e bun? Da, dar între timp la Galați, vreau să spun că s-au dezvoltat anumite restaurante în care am fost foarte bune de pește. Da, de pește, exact. Pe faleză, acolo. Mm-hmm, pe faleză, exact. Mm-hmm. Ai fost vreodată, te-ai invitat vreodată pe faleză? Nu, niciodată. M-a invitat... Tu ai faleză în Giurgiu? Da, bineînțeles. Hai, nu și tu. Ia uite, mai avem un lucru în comun. Faleză, nu e chiar faleză. E ceva acolo. Trece apa și pe la tine, nu? Uh-huh. Trece. Deci, Ilona este cât se poate de naturală. Știi că mulți oameni... De ce nu ziceți Ilona? Roxana! De ce nu ziceți Ilona? Frumos! Poate să fie nume de șină, domnul Brenciu. How am I get you alone? Pentru cei care vedeți, care sunt din stafful domnului Brenciu, pentru concertele astea pe care le avem, să mă treceți, vă rog, pe afiș, cum a zis? Ilona. Ilona, dacă se poate, pe afiș. Concertele? Și... Mai e unul? Unul, a zis unul, 21 decembrie. Auzi, Naște, știi care chestia? Că e... eu cred că tu trebuie să faci pe Aloha. Adică, aloha. De ce așa? Păi tu, aloha, Ilona vă invită la
În Hawaii trebuie să facem, cum a făcut și Elvis Presley. Dar concerte până afara țării n-ai? Să mergem și noi pe la, în Paris, pe la... Mie mi-e frică de tine, pentru că tu... Știi că a fost cu Stejereanu. Așa, da. Unde a fost? La Amsterdam și s-au pierdut. Asta mi-e frică. Că dacă te invite în afara țării, tu te pierzi. Nu mă pierd, vin acolo. Tu doar îmi spui unde trebuie să cântăm și eu acolo sunt. De rest poți să... Eu... Tu adu-ți aminte că nu știai că vin la Sala Palatului. Adică ai fost cumva sceptic și tot te-am găsit. Te-ai întrebat vreodată erai pe scenă. Cum s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat asta? Te-ai pus vreodată problema de ce... Și era și Florin acolo. Ah, că îi povestesc acum ce ai făcut după ce ai cântat. Nu cred. Să-i zic ce ai făcut duminică acum? Că iar te-ai băgat cu o trupă? Că asta mai băgat vorba. Tu, mai băgat tu, nu m-am băgat eu în trupă, nu mă denigram fața lui domnul Brenci. Că vorbeam de domnul Dan, de la Holograf. El m-a băgat. A venit să cânte. Și ce crezi? S-a făcut aceeași fază, a dat mâna cu domnul Dan, hapale și natilona. Aceeași, că n-are mai multe faze, e actriță, dar... Are una și bună. Joacă leșinul, bine. Și hap, s-a orientat de încă un concert. Bine, Holograf nu prea mai ia concertele. Lumbesc. Bun, hai să fii atât acum, ești pregătită? Da. Trebuie să acum să te orientăm puțin către fratele tău, colegul tău. Ia. M-am săturat de el până peste cap. Dacă vrei, poți să-l înțepi. Ia. Eu nu-l înțep, nu-mi permit. Dă că-i dau eu. Dă că mi-a acceptat eu propunerea de a... Florine! Ia. Așa. Pare rău, dar trebuie să voi. Deci, în viața lui Florin, da, dacă el stă acum și se gândește și stă așa, sincer, și se vorbește cu el însuși, își dă seama că X-Factor i-a adus unele dintre cele mai mari bucurii. Adevărat. Păi Ilona și până de... Naomi. Niște bani. Se lua acasă. Nu, 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 mă gândesc, nu, nu, nu. Poate apărea Naomi, nu. Că nu era acasă când am plecat. Naomi, I never stop saying... Să-i... Să stai ducat acolo. Zic eu și atunci să intre. Te rog, mă. Deci... E o chestie foarte interesantă. Da. Florin nu era așa când era atunci în cadrul spectacolului. La el nu era așa cum e acum. Adică iubitor, generos, îndrăgostit. Nu, nu era. Era așa, era tânăr. Era în 2013. Și acum tot nenorocit. Eu nu știu de unde vezi tu schimbarea asta. Nu știu unde vezi tu schimbarea. Fii puțin, fii puțin... Atentă, așa. Clementul al 13-lea. Fii puțin generoasă cu tine. Cu dânsul. Așa. Mai fost e foarte interesant. Mai ții minte că noi am făcut un spectacol odată, da, la Hard Rock Cafe, da, iar printre cei cu care eram pe scenă era... competitorul tău Mataev din finala de la X-Factor, Mațaev. Mm-hmm. Tu nu știi de Mațaev. Ba da. De unde știi? M-am mai povestit și eu. Ba da, ba. M-am și uitat. Știi? Mm-hmm. Era un alt stil decât... Al nostru era așa era mai... Era stilul frumușel el, era... eu eram stilul smuls. Ăștia sunt două stiluri. Stilul galax. Stilul mai urâțel, mai... și atunci, Mamă, eu chestia frumoasă, am cântat atunci... Salcia. Nu, am cântat noi. Da, ok, Salcia. Da, da, da. El a cântat... Lucru care a făcut diferența a fost piesa Salcia. Lucru pe care el acum îl recunoaște și în repertoriul lui, în podcast era să zic, în playlist. Pentru că și eu la fel am făcut anumite chestii, anumite piese pe care le-am dat concurenților mei de la Vocea României, de exemplu. Ei s-au dus mai departe cu ele perfect. De ce? Pentru că intra perfect în gâtul lui. Mai ții minte cum suna Salcia? Da. Până să-i fac eu variantă, cea mai celebră variantă de Salcia era travestitul lui ăla. Naomi. N-am vrut să zic că... N-am vrut să știu, dar știu. Și era cea mai cunoscută variantă până atunci. După aia am apărut eu și... E foarte interesant. Și tot aia rămas cea mai cunoscută. Bine, e momentul de față, dacă zici de Salcia, nu o să zică, o să zică cineva de Moculescu, dar după aceea o să zică de Florin. E foarte interesant cum un moment, un timing acolo, o conjunctură de genul ăsta, în special televiziune, care poate să impună ceva, dacă îi se atribuie o piesă, el stă pe piesa respectivă. Răzvan Simion în seara cu X-Factor, cu gala asta, m-a văzut cântând la repetiții. Domnul Breciu, iertați-mă că îl întrerup, dar podcastul ăsta pare o reclamă la Florin Ristei, deci prea vreau să vă spun că nu sunt de acord. N-O. Și Răzvan mai sunt seara că la repetiții, ca și Lola de altfel, sau ca mulți, la repetiții nu dă exact cum e seara. Și Răzvan a fost așa detașat și m-a luat deoparte și a zis, băi, vezi că piesa asta are o încărcătură? Băi, trebuie să simți piesa, zis, da, Răzvan, eu când, băi, nu, că nu înțelegi, la televizor e altceva, nu știu cum ai făcut tu până acum. Mi-a avut un pep talk de ăsta și am cântat. Ai cântat frumos. E, peste
peste cât au fost? Au trecut 10 ani? Nu, aproape nu 10 ani, 9 ani. Stai. Nu. Cât a fost? Să fac 10 la an. Nu. Când ai întâlnit-o pe Ilona? Peste 9 ani. Peste 9 ani. 2 ani. Acum 2 ani, nu? Tu ai că albaștri? Verzi. Și ți-ai pus lentile în timpul emisiei? Numai tu iei albaștri. Se mai schimbă, dacă mi-e rău, dacă îți beat, se schimbă culoarea. Să fac roșii. Nu, dacă e îndrăgostit, se fac albaștri, se albăstresc. Blue eyes, babies. Nu e despre mine podcastul ăsta. Bun, e despre Ristei, da? Mă rog, nu mai zic nimic, lasă-o, doamne. Stam okay, cu gașca pe o pancă. Lasă, trebuie să cântăm, bă, și noi nu mai ne... Fii atent aici, stai așa. Și intră o fată, Naomi, Handman. Handman ești tu? Zi-mă, cum e numele de... Headman. Dar de ce Headman? Așa o cheamă. Așa o cheamă. Are rude din Bismarck. Da. Imediat din drop și acolo. Imediat. Să intre Jamaica. Să intre! Jamaica feeling. Bun, și la un moment dat, situația a fost în felul următor. A intrat și tu trebuie să te uiți. Brusc cum mi se albăstresc ochii, pe ecran vede sticla albastră. Da, chiar mi s-a schimbat fața, mă, când mă uit. Da. Și la un moment dat, și pentru prima dată, de obicei Delia, pentru că am fost partenerul 5 ani de zile, de obicei Delia mănâncă, citește, pipează, mivează, nu știu ce, pac, ia-i cu telefonul în mână. Ăsta nu-i de tipul telefonului. Nu-i de tipul ta-ta-ta-ta-ta. Dar atunci, ca niciodată, s-a îndrăgostit. Și-a filmat-o. Sim. De ce ai scos telefonul și a... Dar sincer, nu... Băi, nu mi-aduc aminte. De ce am scos telefonul să o filmez? Nu mi-aduc... Deci... Ah, ba da, sunt un golan. Ba, exact! Aici am vrut să... Vezi că ți-am zis... Sunt un golan și am postat-o pe grupul meu de băieți. Ai înțeles? De asta a filmat-o. Ai înțeles cu cine ești tu? Cu un golan, fată! Atunci. Adevărat. Dar cum dragostea, pentru că asta vreau să ajung la tine. Aici tot la tine merg. Toate drumurile duc la Ilona, Roma mea. Despre tine podcastul ăsta. Despre tine. De ce asta vreau să spun? Că toate drumurile duc la tine. S-a îndrăgostit. Da. Sincer să fiu, eu așteptam ca jumătate de an să apară spășit și zic că, băi, n-a fost să fie. Răzvan, Dani, lasă-mă, n-are nimic. Lasă-mă, că o să mai fie expand, nu știu ce. Și caput. Mai găsim, mai... No. Finish. Dar nu. Nu, el să ține tare. Tu te ții tare și iartă-mă, am aflat, dar vreau să verific de la sursă. Da? V-ați logodit? Da, de mult. De atunci, din anul ăla, la început. N-am zis nimeni că nu-ți dă la să postezi. Păi i-a fost frică, domnul Brenciu. I-a fost frică să nu plece. Da, a făcut repede toate alea. I-a dat toate alea repede. A făcut vinul coace. Bam, bam, bam. Ăsta când apucă ceva să ține, uite așa, că își dă pantalonii mei. Eu am venit până la podcast și aici el a venit de după cortina asta. Deci, el când prinde ceva, el e așa. Să ține, să agață de om. Avem un an bun și el se agață de om ca o lipitoare, ca o căpușă și el stă după omul ăla. Și stă și după fata aia. Nu e adevărat, Ilona. Iartă-mă. Domnul, adevărul stă așa. Fata stă în România. Noi mergem în România. Uh-huh. Most of the time. Ea nu are... Are job în România? Nu. Mai are. Din când în când. Și el îi pregătește. Vezi? Și spune-mi, el îi pregătește omleta. Și gândește cum ajung eu acasă. Băi, și Naomi se întoarce la mușchi și eu sunt în halat de la frumos, ca Hugh Hefner. Cu omlețica, cu tigaie, mai cânt ceva, o mai învăț română. Băi, păi și de ce aveai urme de tigaie ultima dată pe frunte? Că nu-mi este sosage-ul ca la ei. Că aveai o urmă de tefal aici, iertați-mă. Ai venit la emisiune de te-am... Ce-ai, Florin? E, nu, că am dat cu capul de masă. Și aici scria tefal. Ci că nu, că noi așa suntem, mai... Nu, că a așa facem noi, între noi. Nu, dar așa e. Că n-a poșat ouăle cum trebuie. Haideți, mă, ce noi, bă. Asta e problema. Când face fiște zilnică, din când în când partenerul tău zice: ce cu zgârietura la gât? Ce pisica, mă, că tu ai niște motării mici acasă, dă-i de dracu de aici. Deci asta e problema. Într-adevăr, spirit de... Dar, ceea ce mă bucură este că, iată, după 2 ani... 2 ani? 2 ani și un pic. Ce mă întristează pe mine e că să plac una pe alta, sunt prieteni. Asta, și vorbesc și măscări de mine. Nu cred! Ba da. Ba da. Ba da, și odată chiar m-am certat cu Florin odată și Naomi mi-a luat apărare. Băi, formidabil. Pe cuvânt. Păi deci... cu nebunul nu te pui. Adică nu te pui cu el, știi? Și atunci m-am aliat și eu m-am lipit de fata aia să-l denigrez pe ăsta, că n-avei cum altfel. Adică ai zis, bă, lasă. Nu ne-am certat, ne-am bălăcărit. Ne-am bălăcărit. E altceva. Uite, și acum mă bucur că m-am aflat acest aspect. Uite, încă o chestie importantă. Acum, vreau să te întreb. Vine următorul pas? După nu, că întreb, dacă îl întreb pe el, el zice sigur. Ne gândim, eschivează-l cumva. Te întreb pe tine.
pasul următor se va întâmpla? Pasul doble. Probabil că da, da. Probabil că da. Ce, păi doi, eu știu cât să mai reziste fata aia cu băiatul ăsta. Domnul Brenciu, da. Cât să reziști cu băiatul ăsta săracu? Că el este nebun. Da, da. Bă, tu nu vezi eu că... la asta am dubii. La că, ce? Că zăpăcitul ăsta, de când stă și pleca toată ziua de acasă, că are 7000 de emisiuni, are și cântări, are viață grea. Eu știu cât o rezista fata aia săraca cu el. Deci eu n-am fost acum, în primul rând, ca să apreciezi. N-am fost la probe de sunet ca să vin aici să-ți fac surpriz. N-ai fost la probe? N-am ai zis fost. Că te duci și nu te-ai dus. Nu m-am dus. Deci da, răspunsul corect este da. Eu cred că da. Dacă, dacă ea rezistă cu nebunul de el, da. Că problema e la el, nu la ea. Voi ea doi? Fata e sub foarte ok, dar el nu. E dintr-o familie bună din da. Jamaica și tatăl ei? Tatăl Jamaica sau... combinație cu Ghana. Jamaica combinație cu Ghana. În Londra. Tatăl ei, un fel de muzician. Mișto. Ah, bravo. Prima oară când m-a auzit, s-a uitat așa și a zis, you're valid. Deci n-a rămas impresionată? Toba cu vocea să sune într-o trupă, no? Că în rest. N-a rămas impresionat de calitățile tale? N-a rămas cine ce știe ce. E, are eu toată zis, viața. Eu găsit, mă, mamă, și tu un alt, că uite-te și tu la el. Asta este ABC-ul nostru. Normal. Am cântat-o și cu Florin. De asta am prins. Da. Da, am cântat-o. Am cântat-o, da, dacă nu mai ții minte. Erai bea, de-aia nu mai ții minte. Every once in a while I like to do it slow. Da, dumneavoastră începeați piesa asta în concert. Acum cum doriți. Îi spun lui Florin sau ceva. Okay. After a good job in the city, working for a man every night and day, piesa, următoarea parte, săptămâna viitoare, alături de noi. Ei, nu merge, partea următoare trebuie cu dans, cu rup chiloții. Lasă asta. Că mi-i rup eu dacă o facem. Yeah.
engleză bine sau știu doar eu? Come on, come on, everybody! Aici? Trebuie aici să aici, era la sala palatului când toată lumea striga Ilona! Ilona! Așa a fost! 4.000 de oameni strigau? Da, da, înainte să zic asta trebuie să știi istoria rock-ului mondial. Iară! Can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, but I try. Se dă mare. Dacă ești în București, se încălzesc pe 29, 28, 29 cu mama mia și după aceea o să vină. Exact, la sala palatului. 30. Îți face intrare. Da, da. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling. Ați adus vorba de piesa asta și de concertul la sala palatului. Da, vă ascult. Domnul Brenciu, dar ce de instrumente cântați? Ia ascultă, câteodată cântați cu toate. Nu m-a invitat la concert. Nu mi-a dat și nu că îmi cumpăram bilet, dar nu m-a întrebat. Vrei să participi, vrei să fii în sală? I-am invitat pe prieteni de-ai mei, dar pe mine nu. Cum găsiți această întâmplare? Cum vi se pare? N-aș fi stat și eu în rândul A, sector B, să aplaud? Nu, eu cred că a fost o greșeală, pentru că emoția... N-a fost, emoția, eram liber. Emoția pe care a avut-o Ilona, efectiv, i-a dat totul peste cap. Și de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mă scoate din sărite cu chestia asta, că el era... A invitat, da sau nu?
te-am chemat că aveam treabă pe 26, pe 25 n-avea. Pe 25 n-avea. Păi n-avea. Tu știi ce am fost trăit eu pe 25? Păi știu, de asta vreau să văd cei trei live. Vreau să spun publică că nu l-am invitat, dar, o să te invit că mai am cu domnul Brenciu. Cum ai reușit să treci peste pandemie alături de trupa ta? Pandemia a fost una dintre cele mai bune perioade din viața mea. Surprinzător. Știu că o zic și se supără multă lume. Mie mi-a plăcut maxim. Pentru că a fost un moment, ajunsesem să cântăm atât de mult, încât uitasem să... Asta, nu mai sos de draci, să încât uitasem să mai avem timp de noi. Eu, că nu vorbesc în numele lor. Am făcut o grămadă de treabă în timpul pandemiei. Am făcut live-urile alea, m-am apucat în fiecare săptămână, făceam cu invitați, ne chemiam. Da, am văzut. Da, pentru mine. Ah, da, bine că ați adus vorba, domnul Brenciu, că nu m-a chemat nici acolo. A făcut live-uri toată pandemia și odată n-am cântat. Da, da, nu îl cunoșteai. Puteai să mă chemi și pe mine, că și eu te-am chemat în emisiunea mea cu Marius Manole. Pentru că Marius Manole și cu Ilona au făcut o emisiune care se numea... Welcome us in our home. Cum? Welcome us in our home, că noi nu știm engleză niciunul dintre noi. Welcome și așa am crezut us, noi că... Noi am vrut să se numească bine ați venit la noi acasă. Și noi care nu știm engleză am zis welcome us in our home. Adică primiți-le pe... Nu știu. Mi-a plăcut conversația aia atunci. Păi normal că a ți-a plăcut. Și am văzut că tot ecranul se splituie așa mai multe și apărai tu, Marius Manole. Dar mai era cineva, noi eram patru. A venit Dan, era Dan la un moment dat, a venit Dan, da. Cine, care Dan? Dan Rădurescu, colegul meu de la teatru. Așa și a apărut și tu acolo la emisiunea ei. Da. Deci te-a invitat la emisiunea ei. Păi aia era o emisiune unde a venit, tu nu mai vedete, deci el a venit doamna Esca, a venit doamna Angela Gheorghiu, a venit doamna Rodica Mandache și el. Îi spune și dumneavoastră, domnul Brenciu, și el îmi zice acum că nu l-am chemat la Sala Palatului. Păi el ar trebui să zică... Băi, Ilona, când ai concert la Sala Palatului? Când dorești plăteam, eu să te am cu... la lojă, mă vedeai acolo. Du-te, mă, că dar nu ți-ai exprimat că dorința Ilona... de a mă vedea în sală? Ba da. E foarte modestă, Ilona. Și a zis, de ce să invit eu o personalitate atât de marcată muzicală? Pentru că dacă am descoperit o greșeală... Da. Mă hâșia, da, mă hâșia în sală. Data viitoare... Vai, mă hâșia rău. Acum, eu de asta am invitat pe amândoi, făcea de fapt. Așa. Ca fiecare dintre voi să-și învețe lecția. Tu va trebui să o inviți de mai multe ori. Da. Iar tu, Ilona, va trebui să îi faci loc și lui Florin în viața ta de mai multe ori. O să fac asta, ce naiba să fac? eu te-am văzut de foarte multe ori, Florin, dragă, mâncând. Da, îmi place să mănânc. Vezi când dă lumea mesaje la Neața în fiecare Neață? Să nu mai mănânci. Băi, oprește. Da, tu vii, tu ești nemâncat acasă, e frumos. Că nu e frumos să mâncați și să... Spune că vă dau mesaje, că nu e frumos. Cum să ne îmbrăcăm, ne mai zic. Nu te mai îmbrăca din alea, că nu stă bine, îmi zic mie. Băi, ești nebun, dar ce să mă îmbrac dacă asta... Pe vremea mea veneau scrisori, deci tot diferență. Eu vreau să te întreb o chestie. Eu de fiecare dată te-am admirat la... Poate nu știi, dar în 2014 eu l-am jurizat, să spun așa, pe Florin, adevărat. Pentru că am fost... La Te Cunosc. La Te Cunosc de undeva în juriu. Iar tu atunci, de foarte multe ori... Primul sezon. Al doilea, cred că era, al meu. Așa. Iar tu de fiecare dată se epila pe picioare, când era vorba de personaj. Își punea perucă și dramatica schimbarea feței. Atunci când era o femeie, pac, la revedere barba. Pic de fir de păr pe fața lui. Da. Dar tu nu te duci la sală sau o faci. Nu. De asta nu o mai durat Te Cunosc. Că n-aș vrea să fiu ca Kylie Minogue cu burtă. Înțelegi? Acum dacă dau un pic asta jos... Da, mai slăbit, nu știu ce. Minți? Nu trebuie să dai. Eu mă uit la el. Mănânc mult acasă când gătește femeia aia. Și gătește atât de bine încât m-am îngrășat 10 kg. Nu cred! Unde s-au pus chilele astea? La începutul pandemiei aveam 61, cu aceeași greutate din liceu. Exact ca mine! Și acum am 73. Gândește-te. 10. Nu se vede. Eu ziceam, nu se biabă de mine niciodată, eu mănânc oricât. Eu. Și eu m-am îngrășat. Extraordinar. Da, ce bună e mâncarea. Pentru că... Și Florin trebuie să treacă prin aceeași... Ia să vedem. Prin același test. Da. Te rog, dragul meu, spune-mi un nume, un atribut, scuze-mă, un atribut pentru fiecare nume pe care o să-l auzi. Te rog. Stai pe ăștia fumat. Scuze-mă, nu, te-ai niștit, te înțeleg. Descoperi sușiul românesc. Pescuitier din Dâmbovița. Sușiul românesc. Atenție, începem. Te rog. Chelu. Ăsta e mai sincer ca mine. Eu mai mint, dar el...
Pot să zic un atribut sau o locuțiune? O locuțiune? O locuțiune? Iartă-ne pe noi! O locuțiune, stimați invitați! Deci... Noi acum o să spunem o locuțiune! Hai tu, nu-ți pierde! O locuțiune o zic să spun. O alăturare de cuvinte. O sintagmă, dacă vrei. Durere în... M-am cenzurat. Durere în... Cuza. Da, Cuza, creț. Crețul, deci la minte. E bine, pentru că poate și tu o să te duci la Amsterdam. Diana Stejereanu. Diana Stejereanu. Lasă-mă, dar bă, tu ai zis atribute. Lasă-mă în pace să zic și eu. Diana Stejereanu. Șarpe. E un pic șarpe. Snake, snake. Atenție, Nicolae Tand. Bad, e singurul cuvânt care zine în cap, bad. Diana Munteanu. Profi. Interesant. Ramona Olaru. Ramon. Ramona după... Olaru. Lasă-mă, lasă-mă puțin. Lasă-o să zboare. Ramona Olaru. Ai. Ramona Olaru, agronomie. Oh, baby. Eu am cunoscut-o pe Ramona înainte să fie la televizor. Bune? Este în agronomie, da. Ne-am cunoscut pe Yahoo Messenger. Atenție, Cătălin Riza. Soț. Să știi că mă ducea gândurile la Ada, cumva, știi? Așa. Da, și eu am vrut să zic ceva de genul. Da, atenție. Mihai Bendeac. Nebun. Delia Matache. Palie. Eu am zis Aeriană. Aeriană, da, da. Ștefan Bănică Junior. Bunicu. Bunicu? Bunic, pe cum tu ești păi, da, bunic da, pe da, Răzvan e, și Dani? Da, mă, da, da, stai puțin. E brunet, e slăbuț, e finuț, da, pic de rid. Elegant, trebuie să zici. Dar ce tu ce-i fi zis la Bănică Junior? Elegant. Bunic elegant. Elegant. Interesant al odorare. Elegant, da. Da, mă, dar eu respect ca pe bunicu. Adică nu... Da, să nu înțelegeți greșit. Că e foarte bătrân, da? Așa, așa, așa. Atenție, Loredana Groza. A... Păi le scop ăla de la Delia, Delia Pali, eu pun aici. Pun la șefa noastră, doamna Loredana. Aoleu. Doamna Loredana. Glam. Glam, 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 glam. Ta, 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 ta. Răzvan, Simion. Răzvan. Cine a pus cârciuma în drum? Răzvan ar fi un rockstar. Rockstar. Și eu am vrut să zic haute couture, mi se pare că haute e couture. Ceva... Dar am zis... Știi ce înseamnă ideea de haute couture? Ideea este puțin mai de nepurtat. Da, mai de nepurtat, da. Haute înseamnă înalt, da, înțelegi? Da, da, da. El, păi nu e, el e casualul de ăsta. Smart, smart, știi? E foarte interesant. Mi-a elegant, rămas gândul la bănic. Ce vrei să-ți refaci cuvintele? Nu, mi-am amintit prima oară când nu l-am văzut. Nu se montează, să știi, nu mai poți să re-registrezi. Să zici că să puneți dubla asta. Știu ce cuvânt trebuie. Zic armată. Știi de ce prima armată? Oară când l-am văzut? Fie... Mai știi Coyote Cafe? Știi Coyote Cafe. Da. Se cânta, eu aveam cântare în seara următoare, bănică aveam ziua aia. Când am intrat, bănică a mers de pe masă până la sunetist, pe mese, cu picioarele pe mese, vrând să-i zică ceva. Mi s-a părut că e acolo în regimentare treaba acolo. Da, atunci mi s-a părut că bunic muzica de armată. E altfel. Armat. Cred că o să-i zică maiorul, colonelul maiorul. Generul. Maiorul, maiorul. Sorry. Dani Oțil. Dani. Ziceți, vine prima dată și fii sincer. Cool, am vrut să zic. Că ai, e cool, da. E cool în ultima perioadă. Dani e cool. Și un partener de vorbă bun. E, am avut timp de 7 ani o vestă de ale tale cu 35 care a rămas de la Dănuț SRL. Da? Deci gândește așa, la Dănuț SRL a rămas o vestă pe un case ceva, eu am luat-o, a rămas la sala de repetiții până am mutat sala de repetiții și am găsit-o atunci. Avem o piesă pe care, poate nu știi cum a câștigat în 2013. Copile. Nu știi. Florin. Cu plic. Deși atent aici. Ba știu. Știu cum a... Nu mă, nu. A câștigat? Marius, ce? Marius. Deci iată cum cânta Florin Străi. Hey! Hey!
lui. Mama, a vrut să mă... Bă, și m-am gândit, mașină, vezi că mă face de căcat, că mă știu să mă uite, ăsta e, ăsta e Vioara. Deci eu am, eu am cântat la Vioara, am făcut Vioara cu foarte mulți ani. Foarte mulți ani! Și eu mai păcălesc cu piesa asta din când în când, dar o cânt foarte prost. Dar atunci când o cânti la finalul setului, nu mai știi nimeni. Florine, dar eu n-am cântat cu domnul Brenciu la Sala Palatului, tu crezi că mie nu mi-a fost jenă? Da, da, când pui mâna pe instrument, se uită instrumentul și la tine. Ia să și la mine s-a uitat cântăreții. De la, tot de la X. Da, dar... Nu știa nimeni în România. Iar acum, te rog frumos să-mi spui ce spun versurile, ultimele versurile refrenului, te rog frumos. Domnul, da. Deci domnul Horia Brenciu, eu pe dumneavoastră nu v-am făcut de rușine, deci vă rog să... I'm in love. Da, sunt îndrăgostit de o poveste. Așa. Chiar dacă doare... Pentru că, din cauza că doar decât din cauza faptului că nu îmi pasă în piermințile, sunt deja blestemat. Vai de viața și de zilele mele. Deci asta s-a întâmplat cu el. Traducere și adaptare liberă. Și acum revenim la ce am spus prima dată. Într-adevăr, X-Factor... Și eu cred că până acum deja i-a făcut un mesaj lui Simon Cowell. Simon și cunoscut. În anul ăla am fost Simon, îți mulțumesc foarte mult că ai inventat acest spectacol, pentru că fără el n-aș fi luat premiul. Atâția bani, gologan. N-aș fi luat faima pe care am brinit-o. Și bineînțeles, nu aș fi cunoscut-o pe povestea mea frumoasă, adevărat, care m-a cast pe Loniu. Yes. Yes, of course. Yes. Atenție, cast de spell on you nu înseamnă că te duci la casting. I know. Asta e. I know, because I speak English very well. Very good. No. La câte castinguri ai fost tu? Am fost la multe. Le-am dat de pământ cu ele. Ai vreodată, te-ai supărat că n-ai luat vreunul? Da. Au fost momente când m-am supărat, dar nu m-a ținut mult supărare. Da, te mai superi, na, e normal. Crezi dorești că, ceva, nu se dar poate. Dar crezi că puteai lua acele castinguri? Nu. Deloc? Nu că deloc. Cred că lucrurile mi s-au întâmplat așa cum au trebuit să mi se întâmple. Adică tot timpul am spus dacă n-am luat ceva, bă, înseamnă că așa a fost să fie. Nu știu, am gândit tot timpul că mă așteaptă altceva sau că am o gândire din asta extrem de dubioasă la capitolul ăsta. Am pomenit de firmele tale pentru că i-am făcut CV-ul înainte de a veni aici. I-am spus verde în față. Nu, să nu ți-l citească că te-a plâns. Așa? Să-ți dai seama că vreau să întreb, cu cine stai de vorbă. Simțit minunat ca și regizor? Cu Radu Muntean. Cu regizor de filme sau de teatru? De filme. De filme, dar cu regizor de filme nu am lucrat foarte mult, să știi. Eu n-am făcut foarte multe filme. Te-am văzut și cu Alex Bogdan într-un film? În Întregalde, da, regizat de Radu Muntean. Și cu Cristi Puiu m-am simțit foarte bine, adică... Vrei să-mi spui ceva defăimător vis-a-vis de Alex Bogdan? Poți să-mi absolut spui? Nimic. Mie poți să... N-am ce să spun despre... Mie poți să-mi spui? Nu, Doamne, nu, ferește, e un băiat extraordinar. Nu. Da. Nu, că joci tenis cu el și după aia te duci și mă bârfești pe la el pe acolo. Știu că joacă bine tenis, am jucat și eu cu el. Stai, oprește-te aici. Cum ai jucat și tu cu el? Am dat în minge, dacă vrei să numim așa. Eu mai joc câte ceva, dar nu cum joci tu și cu Alex Bogdan. Am adică... și o rachetă în portbagaj. Și eu tot în portbagaj. Altul. Da, noi ne prosim, domnul Brenciu, nu jucăm așa. Exact. Păi dumneavoastră vă duceți cu prosopul să vă ștergeți. Eu nu mă mai duc cu nimic. Vă duceți cu prosopul că v-am văzut că jucați cu el după gâca, tenismenii adevărați. De unde m-ai văzut tu? V-am văzut pe Instagram la Alex Bogdan, cum jucați acolo și la dumneavoastră pe Instagram. Sunt foarte multe. Eu vă urmăresc, să știți.
Vă urmăresc chiar și când vă duceți acasă, vă urmăresc cu mașina, sunt în urmă. Vă urmăresc că am sărut peste tot. Și acum să-ți dai seama că sunt obsedată din aia, știi? Vă urmăresc peste tot, nu vreți. Știu exact unde ați fost astăzi de dimineață înainte să veniți aici. Hai, oprește-te aici, să ne oprim aici. I'm so sorry. Unde e a mea? Unde e a mea? Unde? Yes. Am fost vreau să spun că mai devreme sau mai târziu o să te aștepte această experiență. De aceea vreau să îi sorb fiecare cuvânt pe care îl va spune în următoarele minute Florin. Florin, dragul meu, în Asia Express, yes, notează-ți acum. Yes. Ai fost cu Dan. Da. Fratele tău. Fratele știi pe Dan? Da, zici că ești Denis Rifai la Întrebarea Roșie. Adevărat. Ia adevărat. Iartă-mă că ai mâncat ochi de bou? Urmează Întrebarea Roșie? Nu. Nu, stai, eu sunt Denisul. Da, da. Denis Rifai undeva acolo. Scuze-mă, am uitat în camera mea. Urmează Întrebarea Roșie, roșie? După ce am pus-o adina. Este adevărat. Așa urmează Întrebarea Roșie dacă am pus întrebarea. Asta e unul că nu m-a interesat. Așa, atenție. Yes. Florin. Exact, Denis Rifai. Florin. A unit. Acum mă face să zâmbesc foarte mult. A unit relația voastră Asia Express sau au fost certuri majore? Eu cu fratele meu? Da. La fel și înainte și după. Eu cu fratele meu am o relație. Nu știu dacă așa au toți frații, dar eu bănuiesc că așa ar trebui să aibă toți frații. Adică eu nu m-am mai văzut cu fratele meu bine să stăm o perioadă împreună. Am plecat eu din Galați. Nu, de la 18 ani. Că eu am venit la București, el a fost la Galați. Și cât am fost eu în liceu, el a fost plecat pe VAS 10 ani. Deci noi am fost departe dar tot timpul. Dar ce a făcut pe VAS 10 ani? Audio-video pe VAS 15 aproape. Filmat și montat, adică? Exact, exact, exact. Formidabil. Pe croazieră de-astea mari? Da. Și a fost foarte mult plecat de acasă. Croazieră. Am fost împreună când eram mici. Am stat împreună în continuu acasă. El a învățat să cânt, a învățat chitară, a învățat să editez, să orice. Calculator, tot de la el. Dar nu ne mai văzusem înainte de Asia de. Nu ne mai văzusem să stăm perioade lungi împreună. Și ne vedeam o dată, de două, trei ori pe an. Și practic când ți-a dat telefon cu cine? Cu fratele? Da, cu fratele meu, normal, cu fratele meu zi prima. Sunt întâi cu Onzi, un prieten cel mai bun. Da, cu ăsta cred că mă omoram în Asia. Da. Da. Nu e. Iar cu fratele meu, nu cred că nu mi-amintesc vreodată să ne fi certat sau să avem chestii de astea. N-avem cocoșisme de astea. Eu întotdeauna am fost ăla mai mic, dar când am crescut n-am mai fost numai ăla mai mic. Adică când eram mic mi-o luam pe cocoașă. Dar te-a surprins ceva din comportamentul lui în da, Asia da, Express? Da, că l-am văzut odată nervos. Și cu ce ocazie? Eu l-am văzut în viața mea pe fratele meu nervos. Că nu-i, și atunci a fost prima dată. Dar ce s-a întâmplat? El e foarte competitiv, la fel ca mine, numai că reacționează diferit. Mi s-a crăpat o căcat de cutie cu pești. Trebuia să filetăm pești și am plecat ultimii de acolo și mai să mai cărăm și o cutie cu noi. Și ăsta, mamă, înverșunat. Și eu zic, nu te mai grebe, că suntem oricum ultimii, nu mai contează. Nu. Și mergea cu aia și mergea spre mașină. Și eu eram în spatele lui și l-a alergat. Și la un moment dat îl văd cum i s-a rupt aia, a căzut toți peștii. Și a zis, fotos mor. Și a tras de ăla de el. În ziua aia ne-au cules cu mașina de pe undeva. Păi n-am ajuns nicăieri. Ne-am dus într-o stație, am lăsat peștele jos. Și ne-am întâlnit cu niște oameni și ne... Vreți să mergem să bem, să mâncăm ceva, haide! Dar voi n-aveți bani! Păi n-aveam, păi ne-am dat ea de mâncare. A. Și zicea, nu trebuie să ajungeți. Zic, nu o mai trebuie să ajung. Și pe la 6 ne-a sunat walkie-talkie la, unde sunteți? Hai că vine mașina, în 2 ore, 100 de kilometri eram până unde erau ăilalți. Aoleo, 100 de kilometri. Deci ăsta e, mi se pare mie, absolut asta. Nebunitor. Nu sunt, băi, vreau să mă duc aici până la Romana. Perfect. No. Sau uite, mă duc până aici, până la primul. Păi eu mă enervez și când nu mă iau un taxi din ăla, cu, mă retrag în Bercen, dar nu mi-te să stau la... Eu pe tine aș vrea să te văd în Asia. Vai. Mamă, vai. Draga mea. Pe tine. Urmează Întrebarea Roșie. Urmează Întrebarea Nasoală. Este adevărat că vrei să te duci în Asia Express? No! Tu? Asia Express nu. Cu Bendeac? Dar, da, cum? Ce? Africa. Înțeleg. Cum? Îi pun întrebarea acum. Perfect. Zibar. Din toate persoanele pe care le-ai cunoscut în ultimii ani, da, unele nebune, altele simpatice, altele severe, altele geniale, după propria-ți declarație. Ok. Pe cine ai luat tu să te duci asta, într-o aventură de genul ăsta?
Atenție ca să te ajut. Florin, cum trebuie să fie persoana de lângă tine? Trebuie să fie înțepată, tupeistă, descurcăreață, să aibă busolă în permanență, să știe unde e nordul? Ce trebuie să facă? Dau doar sfatul pe care l-am dat Andrei Bălan înainte să pleci. Așa. M-a oprit și mi-a zis, bă, să mă duc. Și eu am zis, du-te dacă vrei să vadă lumea cum ești cu adevărat. Nu contează cine e lângă tine. Că la un moment dat clachezi singur și ești pe cont propriu. Ăla de lângă tine poate doar să aducă un pic echilibru. Deci ar trebui să duci cineva care ți-e un pic opus ție. Da, cam asta ar fi ideea. Da. Cine ți-e opus ție dacă... Nu, calm. Calm, da. Mm-hmm. Da. Vrei să-i dau trebuie eu bănică? Eu am numai oameni vulcanici în jurul meu. Hai mă, cu cine ai merge? A, uite, cu Stejeranu poate aș merge. Cu că Stejeranu e sportivă, da, e pare liniștită, e competitivă. Nu cred că e ofticoasă. Stejeranu, ba, sigur? Da. Stejeranu? Cred că da. Hai, vezi că acum îi fac munca lui Mona. Băiat, n-aș zice că n-am... Nu, eu știu, dar, adică știu. Știu cu cine ar fi trebuit să mă duc dacă mi s-a propus să mă duc. Dar eu nu mă înțeleg cu oamenii, mă cert. Mă cert cu oamenii. De ce? Când te-ai certat ultima oară cu oamenii? Când sunt foarte nervoasă și când mi-e foame sau așa, fac urât. Păi iau pandalile. Fac urât când mi-e foame. Hai, mai mănâncă ceva tot. Și nu cred că ar înțelege nimeni asta. Adică mă comport ca un... E dur acolo. Nu sunt bună dur, pentru așa ceva. Ales pentru fete mi se pare că e mult mai greu decât pentru băieți. Da, da. Te mai prinde și în perioada aia lunii când ești cu... Da. Tu când te deplasezi de pe un loc în altul, da, tu nu trebuie să ai niciun fel de transport pe care să-l conduci tu. Nu, tu n-ai voie să te atingi de bani, de mașină, de nimic. Dacă poate să-ți dea altcineva bani, dacă vrea să-ți plătească drumul, dar nu ți-i dă ție mână. Dar dacă cineva îți dă, de exemplu, o motocicletă. Așa. Te poți duce? Nu s-a întâmplat, dar nu cred, nu. Cine are motocicletă dintre voi doi? Eu. Vă stă, fraiere! Eu. Deci fii atent. Tu vin fiecare dimineață la emisiune. Da, mai vin cu trotineta. Eu. Tu cu ce vii la... Cu mașina am venit în ultima perioadă că e frig. E frig de motocicletă. Am băgat motocicleta, gata. E închisă. Deci pe perioada gata. Iernii n-o să mai vedem niciodată. Nu mai merg, nu. Până la aprilie. Păi e frig, unde pe 5 grade. Pe Horia, pe ghidon. E ca capudelul ăla cu părul bând, cu ochii. Uite, la anul de la Crăciun, auzi, la concertul de la Sala Palatului, vin cu motocicleta și intru cu ea în scenă, dacă vrei, Horia, să facem frumos, că tot ai zis tu că te-ai gândit la cum o să fie concertul. Dar spun eu cum o să fie. Tu o să intri și îți spun eu cum o să fie. Și unde stă oprești? Păi nu, fii atent cum facem. Iau pe cineva cu mine care mi-o ridică, mi-o pune pe scenă. Nu mă faci, faci rampă. Ce rampă? Nu, mai zi o dată, ce faci, mamă? Unde ți-o pune? Ce faci cu ea? Uitați-vă ce porcărie a zis, că mi-o ridică și mi-o pune pe scenă. Vai. Ridică motocicleta, intrăm cu ea. Deci o să intru cu ea până în scenă și așa o să cânt. O să vezi. Și când cânti, hora mare, pe motoare! Ce acolo, domnule? A fost o plăcere pentru mine. Domnul Horia Brenciu, mai sunteți la concert la Sala Palatului, nu vă supărați. Asta e din prima sau a doua? A fost o plăcere pentru mine să l-am alături, pentru că el nu știe... Nu vă prefaceți că nu mă cunoașteți, domnul Horia Brenciu, că am înregistrări cu dumneavoastră de la o emisiune televizată în care mi-ați promis că pot să cânt cu vocea la Sala Palatului. Mă așteaptă publicul ăsta, la rău, deci, domnul Horia. Deci... Așa a intrat! E fani și fața ta. Ba. Hei. Michael Brejel. Sună amenința. Da. Lăsați-o, e Ilona Brezeanu, actrița cunoscută. Ca să știe publicul. Mulțumesc frumos, o să mă urc, domnul Horia Brenciu. Okay. Așa, pentru că... Mă bucur foarte mult că ești aici și chiar am avut o surpriză. Nu știam eu unde a dispărut portavocea din afiș. Dar... Hei, bără, okay. Mă bucur foarte mult. Vă salut publicul meu numeros și respectuos. Ok.
Lasă, dați un microfon dacă tot e să te exprimi pe scenă cu ceva, dă ăsta la o parte și lasă ăstea. Ăsta e 2-10. Ăsta e microfon. 2-10. Dacă te-o rost la acest microfon. Da, da, când și eu. Nu mă las, credeți-mă că da. Nu mă las, cânt. Hai să cântați. Cânt, haideți că... Nu. Domnul te vă rețin, domnul Brenciu, nu vă țin mult. Că n-am mult, am și eu o piesă, atâta. Una vreau să cânt cu domnul de la... Stați puțin, domnul Brenciu, mai aveți să spune, vreți să mai transmiteți ceva sau mă apuc? Că nu aș vrea să mă apuc, dacă e. Bine, facă și mie aia. Știi, mai mai fi loc, nu știu ce. Nebun e aia. Dar fac o tare, dă-o ca lumea, că vreau să fac spectacol în seara asta. Ceva mișcări. Ia uite. Mișcări. Mișcări. Dă-i, Ardo. Ardo. Man, I feel like a woman. Ai luat și bani? Ai de capul și de zilele tale. Vai de capul tău. Ți-a intrat după aia cântări? Te-a sunat lumea? Vai de capul. În public? Auzi, tu înțelegi. Dacă dăm timp înapoi de ce ai fost la Sala Palatului, ai dat așa firma. Dă milă! De-aia a fost! Că s-a milogit! Zi mă, știi, înțelegi chestia asta? De ce? Cum s-a, de ce s-a creat? De ce s-a întâmplat chestia asta? Sincer? Da. No! Deci ai fost singura... Deci eu am cântat piesa pe care domnul Marius a reorchestrat-o și domnul Cristian de la chitară a compus-o. A, când am plâns atunci la piesa da. Asta? Ai de capul. Adevărat. Deci în momentul ăla, de obicei nu sunt sentimente, dar tu ești omul care, deocamdată, acum, în perioada asta, primii ani de televiziune, uh-huh. ești omul sincerității. Eu, dacă ți-aș ura ceva acum de Crăciun, pentru că suntem în apropierea, săptămâna viitoare e Crăciunul, eu ți-aș ura să fii mereu sinceră. Chiar dacă te va durea din când în când sau o dată, de două ori. Dar eu cred că sinceritatea asta ți-a atras și prietenia omului care s-a îngrășat 10 kg. Te pup, PC? Ești de-al meu de astăzi? S-a dus. Am intrat în club. De asta, de exemplu, ai trecut prin atâtea experimente muzicale, tocmai și de televiziune. E o piesă pe care eu nu o știu. Da-s greu, nu? E foarte greu, pentru că eu o să mă bag doar backing vocals la refren. Eu nu-mi permit să mă bag la strofe. Le mai știe Florin din când în când, dar la prima dată, domnișoarei... Aaaa! Dar eu nu mă pot băga. Mamă, bag eu aia. Bagă. Deci eu mă bazez pe voi doi. Vai, când se fac pasta de mori. Că de când îmi doresc să fac bucata aia. Mulțumim frumos, domnul Vrenciu. Refrenul este ușor. Las-o. Las-o să zboare. Iată poezie. Că așa sunt ele, păsări călătoare. Când ai auzit prima dată refrenul ăsta, ce concluzie ai tras tu? Că el a fost pe la grădina zoologică și s-a uitat la o cușcă și a zis lasă. E celebrul botanist din Galapagos. Exact, din Galați, Florin din Galați. Hai. Eu mă bag backing, eu mă bag pe altceva, domnul Berici. Nu, tu te bazi la strofe, tu ești vescanul. Ala. Deci, eu te văd vescan. Deci asta trebuie să o pregătiți voi pentru data viitoare. Atenție! Pentru emisiunea de mâine, de poimine. Înțelegi ce zic? Da. Doamne și domnilor, stop, Răzvan și Dani, stop, avem o melodie acum. Păi ar fi cazul să stop, Răzvan și Dani, 15 ani. Lasă-mă că... Până, stau acolo până zic eu. Lasă-o, lasă-o să zboare. Așa sunt ele, păsări călătoare. Lasă-o, lasă-o să zboare. Și crede-mă, când îți zic, îți face o favoare. Ți-am zis în mod repetat, că de obicei n-ai ascultat. Acum bala ușa mea abia dispera. Ce zici că te-a ruinat? Serios, cât ești de prost. Dacă ta oară vezi că n-are rost. Orice minciună o știi pe de rost. Ci că-i fata bună. A fost 4 dimineața. Lasă circul, nu mai striga. Că trezești toată strada seara. Că aduce aver, n-ai loc pe cana ta. Și vorbim mâine despre scumpa ta iubită. Că trează înțeleg cât poate fi de nenoroc. Mă știi de atâta timp. Hai zi măcar o dată când ți-am făcut rău. Dar
data asta cred că iubirea e doar în capul tău. Și m-ai întrebat dacă ea te-a schimbat, că te cunosc de când eram copii. Sincer, ești altcineva în fiecare zi. Lasă-o, lasă-o să zboare. Așa sunt ele, așa sunt ele, păsări cărătoare. Lasă-o, lasă-o să zboare. Și crede-mă, crede-mă, îți zic, îți face o favoare. Și când suna telefonul ea, nu răspundea rapid. Se îmbrăca și se machia, se aranja. Unde căcat, crezi că pleca? Aga la prietena ei, ce că-i fată bună, aha, că e ok. Ești orb, sol, sau ce mai vrei, că vorbele sfatele locuri. Penibil, când tot ziceai că la voi e imposibil. Dar dacă de mâine o ierți, ajungi iar invizibil. Incredibil, tu care credeai că-i mama copiilor tăi. Nu vedeai că ești terminat și tot o iubeai. Dar când îți ziceam, nu mă credeai. Cer să te ajut ca pe fratele meu. Ce capul mă-ntreb, ia cu cine rupe pal. În timp ce vorbim noi știi că doare sticla. Nu-i o rezolvare, dar dacă-mi pleacă de tot, parcă-ți face o capoare. Așa că las-o, las-o să zboare. Așa sunt ele, păsări gălătoare. Las-o să zboare. Așa sunt ele, așa sunt ele, păsări călătoare. Las-o, las-o să zboare. Și crede-mă când îți zic, îți face o favoare. Băi, asta e surpriza de azi, mă. Te chem, mă, te chem să o răciți cum făcea Caramitul cu Loredan. Da, mișto, mă, trebuie să o dau așa, pe flow, acum am citit-o pentru prima dată și când suna telefonul ea, nu răspundea. Dar vreau să dai cu alt tip de voce, nu de rapper, sau de voce mai de povestitor. Și cum sună telefonul, okay, exact. iată, Maimuța intră pe ușa. Ați ascultat un dublaj realizat de Horia Brenciu. Traducerea și adaptarea Florin Ristei. Auzi, mă, dar de unde știi piesa asta? De la radio. Da, mă, dar stai puțin, eu sunt bătălară pe ala asta, dar tu ești perfectă. Păi am auzit, hai de capul meu. Domnul Horia, păi stau de 2 ani pe lângă el. O bagă, îi place. Ați cântat vreodată chestia asta? Niciodată. Nu pot să cred. Florin, nu. Ce naiba? N-am cântat, că îl pune pe Vescan pe bandă, da. La concerte. Nu, păi mine mă cheamă să cânt Andrei Liberă la mare. Nu contează, domnule. Asta mă cheamă el. Să bagă aia... Vrei să auzi rap-ul de la... Că are rap, Andrei? Dacă nu ți-aduce aminte, era pe ea, amândouă. Era un fel de Eminem, Andreea Bălan. Care e ăla? Da, s-a tuns. Zi, strofa aia, îți place ție? Îmi place mie? Am plecat la mare. Da, ia atât. Deci... Am plecat la mare, fată, cu dolari în buzunar. Am uitat de teză prof. Bă, vezi că o dau bine rău de tot. Du-te mai departe. Am plecat la mare, fată, cu dolari în buzunar. Am uitat de teză prof. De dirigă și ora de-abia aștept să mă distrez. Să dansez, să mă simt bine. Să o fac cu cine-mi place. Să mă iubească doar pe în fiecare zi. Fără griji și influențe. Cu 1000 de prieteni noi și ciudate cunoștințe. Muzică, mod, totul despre love and sex. Seară de seară la cel mai tare chef. Liberal. Aura, a stricat tot. Ia asta muzică. Înseamnă că trebuie să știi și ăsta. Care? Ce? Trebuie să o știi și pe asta. O, cum să nu? Vrei să nu o... pot să ba cred. Da, ba da. Nu pot să cred. Nu okay. Pot să încerc acum să spun că am greșit. Ai greșit. Dar tu nu vrei să asculti, nici măcar nu te uiți la mine. Iubito, nu e bine, mai lasă de la tine. Știu, sunt vinovat, de ce ai plecat, revin în viață. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât să fie a mea. Nu înțeleg mare de ce ai plecat. Hai
majoritatea sunt mai înalte la șosea. Să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții care prostesc păproști și fetele care noaptea vând la colț. O bună parte nu produce pentru comunitate. Mă întreb cum așa, nu se plătesc taxe. Au venit de două, trei ori ca să ceară bani și au luat-o la zilele cu soare. Dăm toată sushi dacă nu moare. Dăm serile de vară că ne plimbam pe afară. Mai dăm și toate zilele pe care le-am pierdut. Dăm nopțile înapoi și zilele cu soare. Dăm visele înapoi chiar dacă știu că doare. Dăm serile de vară. Zicem că te duci aseară acasă, după cântare, și brusc, dragul meu, am hotărât. Tradum, eu sunt Naomi românca, okay. Tu ești englezească. Ok. Madea. Madea. Și eu să-i traduc în română? Da, tradu în română, ce-am zis eu. Bă, prost. Madea, I've decided. M-am hotărât. I've decided about our wedding day. M-am gândit la ziua aia în care fac cea mai mare greșeală la vieții mele. But we have a problem. Dar avem o problemă mare. Tell me. Din cum zice. Who's going to sing to our wedding?
A... Cine cântă la noi la nuntă, băiatul e meu? E playlistul făcut? Deci o să cânte așa la noi la nuntă. Yeah. Prin amabilitatea, nu, prin dorința Naomi, avem așa doi invitați. Unu. Unu-i Loredan. Păi, da, nu știu. Adică e bună, singură... ca, ca dorință e bună, dar ca, ca bună. Altceva... Ca altceva... No. Pentru că... nu te supăra că vreau să spun, dar... No. Cășcăreu! Stai, mă, băi, băi, stai, stai. Dar când, pe, ce când, pe nasturi? Îți faci... Da. Să știi că noi mai cântăm și pe gratis. Eu ți-iau mai puțin. Nu, eu iau mai puțin. Să se gândească bine ce da, face. Da, tu... Că eu mai am, până face el un an, domnul Brenciu, eu sunt acolo sus, în top. Cresc prețul. A, atenție, că eu cresc prețul. Eu mă gândeam la nunta ta, mă. Nu, domnul, nu vă gândiți, că vă gândiți departe. Așa. Nu. Eu ziceam de mine că eu cresc prețul până se hotărăște să cânt eu la el la nuntă. Perfect, așa? Dar stai puțin. Loredana, ce-ar putea să cânte Loredana? O fată singură în noapte... Ce? Cu... Zigzagă, zugaragă, zugaragă. Zigzagă, zugaragă. Nu vrei că le știu pe toate. Nu vrei să le știi? Da, bineînțeles. Dar te deci, îmbraci ca ea. Mă îmbrac ca ea. Te îmbraci, ochelari, și frumos. Și ți-au, crede-mă, la un sfert, îl fac un sfert, îl fac pe toate. Și nu știe lumea. Îți fac un sfert. Și nu se prinde lumea? Departe așa. Când îmi tupă, uite după cortina de asta, așa. Și zic, vai, e verdeșoara lună. Zice lumea că-s nebună. Cum, Doamne, să mai fiu bună. Dar trebuie să mergi. Trebuie să vii cu tot stafful, trebuie să vii cineva care te filmează. Nu, dar pui un spot pe ea și restul în umbră. Bun, așa. Loredana, perfect. Insistă Naomi că poate să-l aducă pe Bruno Mars, o repriză, dar puțin în deschidere la Loredana, să nu credeți că Bruno cântă după aia. Deci cântă Bruno un pic setul ăla de încălzire, când vin invitații. Da, da, vreau să spun da, lucru. Să cânte When I Was Your Mess la tine la nuntă. Oh, but it was you flower. O știi și pe asta? Da. Deci, așa? Eu cred că destinul este setat pentru Ilona. Și nu vă mai zic cine dansează la nuntă. Eu? Cine dracu să danseze? În afară de tine. Că dacă mă îmbăt, dansez. Mihai Petre? Nu. 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 O vrea pe Cristina Pucean. Vai, dar ce-i cu ea? E bolnavă? E bolnavă? Ce nu, I cannot translate manele in Romanian. Oh my God. You know? She likes dance, țâțe, ass. Zi-mi o chestie. Tu nu poți să faci chestia asta cu manele? Ba da, cum să nu? Să mă îmbrac ca Cristina Pucean? Eu Pucean? Nu știu. Ba da. Eu știu chestia cu diamantele. Vai, adică am auzit că o piesă cu diamantele a luat toate... Ba pot. Pot, cum să nu pot? Ce piesă îi place? Pe aia cu diamantele a auzit-o. O știi pe asta cu diamantele? Și știe și în română, ce crezi? Toate diamantele... Mi-am cântat odată... Toate diamantele... Le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți. Can I buy you... Hai că traduc. Can I buy you flowers? Hai că traduc. Acolo e! Da, exact, exact, exact. Da, eu sunt surprins să vă spun sincer că nu înțeleg de ce nu mai regăsit în lista artiștilor care cântă la el. Sau, hai să zicem că nu eu, că nu sunt cântărea asta. Stai puțin, că eu m-am exprimat greșit. Ai vreun moment poetic? N-am. Vreo recitare de poezie? Nu e. Vreun cuplet? Poate un sketch de ăsta așa ca de Revelion, știi? De anii 80. Cine poate așa? Tu! Tu! No! Exclus! Păi ce, eu sunt... Ce mă faci un cuplet? Să faci tu un cuplet și să mă lași în pace. Dacă nu cânt, cânt și eu cu domnul Brenciu. Lasă-ne și pe noi, că venim. Când am făcut lista de nume pe care ți-am dat-o adineaori, am omis un singur nume și vreau să fiu foarte sincer, pentru că mai e un singur nume pe care nu ți l-am spus și pe care vreau să-i dai un atribut pe care îl simți tu. Ilona Brezoianu. Nu zic sora mea, că... Proastă. Ce proastă, cine știe ce porcărie este. Talentat. În sfârșit a dat Dumnezeu. Să știi că Talentatul domnului Ripley era un film care, pe care nu vreau să-l revăd de prea foarte multe ori. Chiar e, și hai că mai zic un. E sincer, Ilon. Dacă vrei o reacție, că ai zis mai devreme, dacă vrei o reacție adevărată, e la Ilon. Sincer, tu ai să-mi dai niște bani. Ca între frate, așa. Dacă vrei părerea mea sinceră, că tot spui asta despre mine, să-mi dai și mie banii ăia pe care ai să-mi dai. Sorry! Eu vreau să spun că, într-adevăr, astăzi suntem pe 19 decembrie. Urmează întrebarea roșie? Nu, urmează vestea roșie și, într-adevăr, Ilona va apărea la Bereria H pe 21 decembrie. N-am auzit, în 20, am auzit și asta. Dacă vrei niște invitații, eu sunt purtătorul de cuvânt. Ia-ți poate da. Sigur că îți poate da niște invitații serioase, pentru că acolo ea îți va da și un vin
Și... Haide să nu exagerăm, domnul. Cât să-i dau, domnul Breciu? Îi dau doar invitații, nu-i mai dau și vin să-și mai și cumpere. Aș vrea să vă spun o dată, la mulți ani, uite așa aș vrea să mor. Când vă fi mai uite așa aș vrea să mor. Într-o crâșmă din obor, să scriu când va fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa aș vrea să mor. Și vine toată lumea să-i trage poveție. Și după săptămână, să mor cu sticla-n mână. Trage poveție. La mulți ani, copii, mă bucur foarte mult că ne-am văzut astăzi și mă bucur mulțumim foarte mult că, într-adevăr, ceea ce am simțit eu... Stai că nu plecăm, stai ușor. Domnul Briciu s-a interesat mult de tot. E mazăre de aia, ți-ai făcut, ai cerut lui Nicolae să-ți facă. Dar vezi că e, bă, e tare pregătit, adică e, e pregătit, nu e chiar așa. Exact. Știi de ce? Pentru că nu vrea bocete de jalei. Vrea în cea din urmă calei. Un cobzar lăutar. Vreau când mor să-mi țină locul de dricar. Auzi, da, piesă cu mazăre aveți? A fost la X-Factor mazăre. Măi, este piesă cu mazăre, mază. Nu vreau bocei. Mazăre și v-am larg. Ce vrei să-i? Deci, în viața mea, n-am mâncat așa ceva. Știi foarte bine că acest... Dicta mambo, ok. Asta astea. Dicta ma, stai așa cu ea mai sus. Dicta mambo kibori, kibori da kibori. Din ce cânt eu acum? Dicta mambo kibori, kibori da kibori. Te vele ce bastali, te vla bastali. Dicta mambo kibori, kibori da kibori. Te vele ce bastali, te vla bastali. Hoi da de socera. Așa, da. Bine, copii, bravo! Știi și pe limba asta. Da, dar mai știu de astea. Mai știi? Păi am făcut un spectacol. Am jucat în Fata din Curcube, un spectacol în regia Liebuna și acolo aveam numai cântece... Țigănești? Țigănești, romales. Și de acolo știu jelem. Dar știi ce zici? Da. Da. La cam pe toate le-am tradus. Am cântat și Muroșavu și adică multe. Aveam 10 piese toate. Ce înseamnă ce cânteai? Muroșare. Da. 10 piese de astea. Am cântat asta, jelem, Muroșavu, asta, Dicta Mambo. Știi piesa asta? Faith. Gata, înțelegi asta?
Baby! Mam, ce nu ți-e frică cu concertul ăsta cu pe 21 de la Berăria H, că vin acolo și zic: "Oh, bună seara, domnul Cristi, cu tare, cu tare, ce faceți băieți, hai să băgăm aia." Nu ți-e frică? Că dacă vin și fac oia o razna pe acolo pe un concertul. De razna nu mi-e frică. Ți-e frică că nu mă mai dau jos, cum a pățit și Florin. Ce-a făcut, mă? Mie-mi-e frică că la un dat să nu te blochezi vreodată, să n-ai lipsă inițiativă. Nu are, asta nu. Nu? Niciodată? Ți s-a întâmplat vreodată să te blochezi la teatru? Ți s-a întâmplat vreodată? Da? Să mă blochez, nu, mi s-a întâmplat să uit. Total? Total. Și ai tăcut? Am tăcut. Eu știu să... Ideea e că dacă ai autoironie, eu cred că poți să scoți orice moment, oricât de penibil ar fi. Adică dacă ești obișnuit cu asta, poți să scoți asta cumva, ori din orice situație poți să ieși cu autoironie. Cât să te blochezi, să zici ce? Că eu dacă m-aș bloca, aș zice: oameni buni, m-am blocat. Adică e cea mai cinstită formă de a te scoate dintr-o situație din asta. Sau când îți faci, zici: uu, am cântat fals. Asta am pățit o dată și mi-aduc aminte perfect că am făcut treaba asta și trebuie să o postez, că e funny. Ne picase la Gala Hop la un moment dat, făceam imitații de persoană. Și eu am făcut Patricia Cas, Momeca Moa aia. Și aveam perucă, aveam tot așa, nu știu ce. Momeca Moa. Momeca Moa. Nu, Momeca Moa, da. Momeca, cred că era. Da, da, e mai bună fatură. Da. Și la un moment dat, la jumatea piesei, la a doua avea, că nu știu franceză, nu prea știu franceză. Hai să reproducem. Je avec mon cœur, il crie j'avais ma vie. Il dit de moi mon cœur, et ma je vois que tu me dis, mais je la chance qu'il me chante, mais je te crois, il rêve qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons, la 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 la. Problema a fost că la jumate am uitat versurile, am început a doua strofă și am zis da, și pe am zis, am uitat versurile și am zis și o înjurătură pe care nu pot să o reproduc aici, că e urâtă. Așa, în timp ce se derula deci piesa. Se derula piesa și eu aveam microfonul așa și era datare și în jur era așa, era Maia Morgenstern, Marius Manole, directorul Gal era Radu Afrim și trebuia să iau, să cânt asta și la un moment dat s-a auzit așa, am uitat versurile astea. Și toată sala a auzit cum toată înjurătura aia s-a dus așa, că eu am uitat și am zis, și am dat așa microfonul jos, dar tot s-a auzit finalul de la ea. Și am văzut că toată lumea a făcut așa și ei au crezut, pentru că mulți nu știu, n-au înțeles exact toată aia pe care am zis-o eu, au auzit doar ăștia care erau în juriu. Așa? Și multă lume din sală care a văzut momentul a crezut că ea așa face în concert, că nu mai cântă, cântă doar o parte din aia și după aia lasă microfonul, că noi aveam o referință, că ala te cunosc. Și a zis, bă, înseamnă că aia de la jumate așa face, cântă un vers și după aia zice așa ceva, știi? Că... Așadar, eu... A, și am mai pus o dată chestia asta, că apropo, că voiam să zic cum mă scot eu din situații din astea și am luat premiu atunci, pentru că ei au crezut că am făcut o chestie extraordinară. Nu făcusem, deci, uitasem. Deci, iată adevărul, cine ți-a dat premiu? Iată adevărul, voi ce credeți? Ăsta a fost adevărul, dar chiar și acum arăt cu Marius Manole, că și-ar ce aminte de treaba asta, mai știi când a înjurat atunci, zic, da, mă știu. Și a doua oară când am făcut asta... A fost când jucam într-un spectacol două scene și eu într-o reprezentație jucam o scenă, în alt spectacol jucam o altă scenă, tot în același spectacol. Și la un moment dat le-am încurcat între ele și am intrat în spectacolul în care trebuia să joc altceva și am intrat și am zis din alt... Știi? Și am zis așa prima replică și am făcut... Nu e asta! Am greșit ziua! Da. Asta e mâine! Da. Și am făcut așa. De față cu toată lumea. Dar cu... Tu ai văzut foarte bine. Dar gândește-te că în domeniul ăsta al showbiz-ului se întâmplă foarte multe chestii de... S-au întâmplat chestii de genul ăsta, știu eu, două artiste eminente din România care au intrat pe niște scene. Mă bucur foarte mult să fie aici!
În sala de vis-a-vis. No! Ba da. Wow! Ba da. Păi da, și nu cel mai bine nu e să fii cinstit și să zici, mă bucur foarte mult să fiu aici. Nu aici, în partea cealaltă. Ba da, revin. Ba da. Sinceritatea este mi-aș, foarte importantă. O corectez și spui, mi-aș fi dorit foarte mult să fiu aici, dar am concert lângă. Vă pup și vă iubesc pe toți. Eu vreau, pentru că v-am văzut cântând lucrul ăsta. Ah! I got you! Ah, tare! M-ați convins! Să seama cât te printează pe emisiune. Da. M-ați convins! Că nu mai are. E singurul care a zis până acum chestia asta. Dar tu îți dai seama la câte chestii cu noi s-a uitat, că da, știe, da. De când am început școala până ce am cântat la Te Cunosc Tot, știe. Da, dar nu știu prea multe. De aceea, întrebările vin chiar acum. Urmează întrebarea roșie. Atenție, toate aceste întrebări care vor urma sunt roșii. Ia să vedem. Red, red one. Atenție, Ilona. Muzică sau actorie? Nu pot să aleg. E ba da, ia alegi! Nu pot să aleg. Și alegi și ține te dai. Dar de ce? Ține, alegi. Dar de ce ești invidios pe mine că m-am apucat de cântat? Alege. Dacă zila ai renunțat la auzi, nu, pentru muzică. Poți să zici acum adevărul și după aceea poți să zici, nu, mai bine aleg aia, știi? Păi zic acum și la următorul podcast o să zic invidios. Perfect. Să zic actorie, că e meseria mea de bază, dar... Fi... Crezi că se supără partenerul tău de la Teatrul de Comedie cu care faci doi pe o bancă? Nu, de ce să se supere? Nu. Crezi? Cred, sunt sigură, nu că cred. Eu cred că se poate întâmpla. Nu. Dar eu cred că le pot să le fac pe amândouă. Că de ce să le sunt mână-mână? De ce? Păi Florin! Simt. Da. Muzică sau prezentare? Muzică, oricând. Olo, stai la prezentare să mai cânt și eu. Astea a fost doar de încălzire. Da. Nu ți-a fost simplu. De aceea trecem la următoarea. Ilona. Dragoste. Dacă vrei să mă întreb dragoste sau bani, dragoste. Nu, Ilona dragoste, este virgulă. Dragoste, bani, după nu e bine, două dracu. Prezentatoare sau concurentă la Africa Express? Prezentatoare, păi stau acolo, e la căldurică, la pui cum. Bă. Să știi că nu e la căldurică. Ba da, e la... Gina Pistol, care a fost săptămâna trecută, nu mi-a spus chestia asta. A, tu zici dacă aș fi prezentatoare la Asia Express? Da. Prezentatoare, normal. Prezentatoare? Logic. Nu vrei să te descoperi? Niciodată. Vreau să stau liniștit în banca mea. Acoperit. Nu există. Dragul meu. Da. Florin. Da. Jurat la X-Factor sau prezentator la matinal? Jurat la X-Factor. Normal. Ce aș fi răspuns și eu dacă eram în locul lui. Michi, hai să facem schimbarea de care. A, nu, nu are. Okay. Bine, mersi. Nu pot mâine. O să văd ce pot face. Dar cum X-Factor nu se mai face, o să spună altceva. O să jamais cine se face, cine se nu... Nu știe anul ce se aduce ceasul. Nu știe ceasul ce se aduce anul. Vrei să ne spui ceva și nu știm noi? 2023. An bun, cică. Din nou pe scenă la sala Palatului, s-a invitat surpriză la bănică. Din nou pe scenă la sala Palatului? Singur? Nu. Cu tine? Păi, da, completează întrebarea. Că pe scenă la sala Palatului mă duc și eu mâine și car ceva. Păi du-te! Păi chiar mă duc! Dar nu chiar mă duc! Da, se duce. Trebuie să pună oamenii în boxele, trebuie să pună sunetul. Du-te! Da. Florin, mai joci fotbal? Nu. De ce? Dă putoare și dă oase de sticlă. Pentru că mi-e ușor teamă. Să nu rup picioarele. Pentru că nu mai fac niciun sport, pentru că sunt un sedentar obosit și trist. Nu mai cred. Joc un tenis rar din când în când. Brusca, nu. Uite. Nu mai joc la tenis. La ce capitol ești? La capitolul... Arată-mi cum la capitolul tu. Servit ia. Prost. Ce okay, grip am? Vrei să înțeleg ce grip am? Nu, grip. Nu. Chiar am făcut tenis, să știi. Am făcut tenis. Ok. Un pic. Bun. Cu serva văd că e totuși bine la spate. Am făcut. Am reverul cu două mâini, nu cu o mână. Ok, bravo. Tot cu două. Și joc așa de, să zicem, de țăcănit mingea. Dar în rest nu fac niciun sport spre rușinea mea. E așa, stai și de așa. Păi... Și-o
tai așa. O tai tu. Nu, o tai un slice, dar tu, tu nu dai, dai reverul cu două mâini sau slice? Două, cu două. Și slice sau rever? Slice. Și slice și rever, tot cu două mâini. Haideți, domnul Brinciu, dar ce crezi că m-ați găsit pe gârlă? Cum adică slice? Slice-ul îl dau și cu o mână dacă mă enervez. Îl tai așa de aici, de... nici n-a apucat să fugiți, că îl dau lângă fileu de steți. Ok. Ah, ba mint, joc ping-pong în fiecare zi. Nu, chiar joc. Ping-pong-ul niciodată nu o să-ți tricoare foarte multe... Și acum, sincer, nu... că aia o dați așa pe minte cap și... Dacă mă înțelegeți ce era. Atenție, iar un mingea tu lovești, da? Ma. Domnul Brinciu, aveți trei camere acolo, eu nu mi-asum. Nu, eu aparte mai bine să... Nu, aia, colegi, de ce plecați? Stai, mai bine, dau spre Brad, că Bradul mai ridicăm, dar camera... Domnșoara, are Brad. Ah, Brad. Brad, e decembrie, Florin, atenție. Vine mingea? Mamă, ce... Bravo. Scaunul ăsta e instabil. Puțin mai jos trebuie. Foarte bine. Eu vă vedeam pe voi, dar pe mine nu mă vedeam, știi? Felicitări, mulțumesc. Așadar, vă aștept oricând, căci vorba aceea, putem să facem... O întrebare interesantă, zic, la fotbal. Da. Naomi, îi place fotbalul? Păi îi place sportul, nu știu dacă fotbalul. Se uită la Cupa Mondială, la urlă prin casă, England, England, it's coming home. Și zic, oh, câștigă Brazilia, stai. Oh, că ești în România, în București, noi, mai tași din gura aia cu England-ul tău, că e bună și mazărea asta de aici. Ia și mănâncă și tași din gura. Auzi, cu cine ești, cu Maroc, Maroc, ok. Maroc, Maroc. Hai, încălzește mazărea și tași din gura. Iar acum întrebarea pentru Ilona, cu bătaie lungă, întrebarea... Roșie. Întrebarea urmăritorilor. Ilona, flori sau ciocolată? Cerge-te flori. La gură, flori. Mă. Flori, flori. Flori. Flori? Nu ciocolată? Nu cum mai mănâncă dulciuri. Mai mănâncă mazări. Flori. Florin, la ce instrument nu cânți? La clarinet. Drâmbă, la drâmbă. La clarinet, la drâmbă se poate cânta ușor. De suflat, nu cânt. Dar mi-am cumpărat saxofon. Ați băit-o cu toții. Și? Vecinilor vreau să vă anunț că e nasoală. La orice de suflat, nu știu să cânt. Prima melodie ți-o cânt eu la saxofon. La saxofon. Ți-am cântat-o pe prima. Nu, cu după aia. Da. Știi ce greu e? Ce, la saxofon? Vai de capul tău. Nu, dacă te prinzi. Știi ce e greu la saxofon? Pentru că toate instrumentele cu coarde... Ești obișnuit cu cât urci cu mâna să urce sunetul. Aici e fix invers. Cu cât apeși mai mult, cu atât coboară sunetul. Și trebuie să deci, gândești fix pe dos. Tu vrei să spui că în viitoarele concerte tu vei cânta la saxofon și eu voi cânta din voce. Da, te rog. I never know girl, guilty female guy. Și Alina al meu, dragă, cu trompeta. I never know girl, facem și secție de brasă. Oh, I'm not a no. She loves better like a genie. Wish it just that I can give her. No, I'm never gonna dance again the way I dance with you. Tu vezi de saxofonul tău, băiatule. Foarte sexy în acest moment. Știi care e cea mai tare fază acum? Hai puțină, Slălină. Dar pe asta mă gândeam eu cu mâna pe lingura asta de maze. Where I've been with you. Așadar, bravo, mă bucur pentru tine. Am nevoie de un saxofonist, dacă te pregătești cu mare drag. Nu, mă pregătesc acum, iau lecții de canto, mă apuc de cântat iar. Mă apuc de cântat iar, că am cam frecat ceva ani și am rămas în urmă cu cântatul. Păi bun, m-am apucat de canto iar. Nu glumesc. Fac un profesor din Canada. Și de ce fac nu mai... în fiecare săptămână. Nu mai aduce nimic nou cântat, vreau să mă surprindă. Dar de ce nu m-ai întrebat pe mine, că eram gratis? Sau pe mine, eu care sunt mai nou în domeniu. Eram aproape aici, ai doi întrebări din Canada, acum e lângă tine. Da, eu care sunt mai nou în domeniu, nu trebuie să mă întreb. Păi zi-mă și mie ce să mai cântă, că tu cânti acum, ești fresh, abia ieși pe piață. N-am primit telefonul ăsta, nu m-a sunat nimeni, nu știu. Puteam să-i dau lecții, dar dacă n-am deci cu cine... ne-am făcut invitația, tu alegi pe cine iei la orele tale. Într-o viață anterioară, Ilona, ai fost șefă de galerie sau prințesă războinică? Șefă de galerie. La tineretului. Logic. Tu ai vreun sport preferat, o echipă a ta? Tenisul îmi place, de câmp. Care e tenismenul preferat? Horia Tecău. Dacă vezi asta. Horia Tecău? Îi place de el. Vorbesc serios?
Ia să intre. Îmi place mult. Dacă aș fi știut. Și îmi place și Țancă Uragan, ai vrut să zici. Nu. Îmi place Țițipas. Țițipas, îți place Țițipas? Da, uite, dacă vrei... Frumușel Țițipas. Mai era unul la 20 de ani care îmi... Eu când am făcut demonstrativul la Iași cu Andrei Pavel și cu Horia Teco și cu Cornel Elie, noi l-am întâlnit pe textul Țițipas. Dacă vrei, vii și prezentăm toată familia. Da, da. Și cu, știi care e un frate mai mic, care și el e în circuit. Da? Da. Nu știam, da. Țițipas. O să vii cu noi. Pas. Vin, când plecați? Viitoarea ta trupă se va numi în continuare Free Stay sau Please Stay? Please stay. Bun. Am făcut un joc de... Bun. Joc bon. De picioare. Nu no, mai fa nicio trupă. Free Stay rămâne Free Stay. Ok. Topă gratis așa. În ce film premiat cu Oscar, da, dragă Ilona, ți-ar fi plăcut să joci? A Star Is Born. Bă, cum ai gâdilat-o tu imediat. Ați cântat piesa? Da. Mă, nu m-a prins niciodată, mă, piesa asta. Nu știu, n-am înțeles. Mi-e place mult. De frumoasă piesa asta. Nu-mi trezește nimic în mine piesa asta. Păi ce să-ți trezească în tine? Că tu n-are ce să-ți trezească. Aș vrea să trag o concluzie. Iată, dragii mei, de ce e bine să fim diferiți pe lumea aceasta. Da, absolut. Bă, nu vă place, nu-i mișto. Lui nu, lui da, lui da. Cui? Ți-e place? E mișto, nu? Așa zice de piesă. Marius e interesantă. Marius e interesantă. Nu mă înțeleg cu voi. Atenție, copii, concentrați-vă. Florin. Da. Nunta în România sau în United Kingdom? Să nu-i arăt eu dansul găinii, ai ține bune la... Ce să... Ia-ți mirați fiului zilele, mă! De la tată, de la bumă, de la frate, la surori, de la grădina cu flori. Dar nu te vii tu și dansezi găina la... Ia uzi, Naomi, ce scântă Ilona, sora ta. Fii atentă puțin aici. Mă asculți? Eu o să fiu și deja o să fiu într-o stare avansată. Ia-ți mireasă ziua bună. Din Jamaica? Long live your family! Din Jamaica, să trăiască taică tu din Jamaica, dă-și tu 100 de euro. A dat tata socul și el 150 de euro. Jamaica, Jamaica. Noua, mă, no cry din partea mea, oameni. S-o dai așa din asta. Noua, mă, no cry pentru tata socul, a dat 100 de euro. Noua, mă, no cry. Apa! Apa! Ia uzi, Naomi! Noua, mă, no cry! Adevărat! Naomi, dragă, ne bucurăm foarte mult. N-am mai avut loc pentru că punem și asta când, în ce lună ca să fim... Când, să fim liberi. Vă anunț. Perfect. Poate ne chem. In summertime! În vara, exact, vara. Ilona, personajul din desene animate cu care te identifici este... Jerry. Cine? Jerry. Ăla micul no, de zic eu cine ești tu. Didi. Didi, da, mi s-a mai spus asta, dar mie îmi place Jerry. Îmi permiți și mie o chestie? Da. Aduce și puțin cu Olive. Olive, da. Mm-hmm. Olive. Da. Așa e, da. Florin ce? Florin e câinele ăla roz din... La pro din Two Stupid Dogs. Din Two Stupid Dogs, da. Ăla roz, nu era unul roz? Și acum aș vrea un anim. Uitați-vă la mine, eu cine sunt? Tu? Tu ești Cartea Junglei. Da. Da. Toată Cartea Junglei. Singurul punct comun, uitor comun, sunt eu în viața voastră. Da, dracu, am zis. La naiba. Unul mișto. Florin, club sau nuntă? Club, oricând. Toate nunțile de anul viitor s-a anulat cu de la... Dați-mi mie că mă duc eu în locul lui la nunț. Mulțumesc frumos. Deci la Florent, la Horia. Club. Rungență. Cum? Rungență. Că mi-e dor de coyote-ul ăla. Ah, păi nu, ne dor de tribut. Tribut? Aha. Uh-huh. Adevărat. S-a trezit altul. Dacă acolo aude domnul Vasilache. Da. Da, dar nu mai se ține, ce ne-am să facă. Draga mea. Da.
sărbători petrecute în sânul familiei sau cu partenerul în vacanță? În sânul familiei, că dacă sunt singură, de ce să mă duc așa într-un loc unde... De nu mă așteaptă nimeni. Exact. Toată lumea vine la București sau... Nu, no, mă duc la părinții mei, la Giurgiu. La Giurgiu. Mm. De aproape. Da. Mă duc și mă întorc, după aia plec cu iubitul meu în vacanță. Care? Care? Nu! Am glumit. Ah, nu a râs nimeni, să știi. Flo, Xbox sau PlayStation? PlayStation. PlayStation 5. Vă bat de vaia mama dracula FIFA. PS5. Scuze-mă, ca să înțeleg eu. Da. Tu ai echipă de fotbal, fii echipă de fotbal și ne batem la fotbal, da? Da? Și tu ești zămazără, feseră. Da. Noi ne vedem în fiecare zi la studio, care ți-a zis aici aproape, da? Măgoșoaia. 6 ore pe zi, cam așa ne vedem, 5 ore, da? Pe zi. Cântăm una, ne jucăm 4. Da, 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 da. Nu. Cu Smiley ai jucat vreodată? Bă, de sunt slabi. Cu Smiley? E slabă lumea la acolo, la da. FIFA. Băi, ai jucat FIFA cu Smiley, mă? Am jucat cu el la studio de acolo, am mai jucat. Mamă, frate, să jucătem cu Smiley. Pe mine nu m-au invitat niciodată la studio, la ăsta, la FIFA, MIFA, LIFA, pentru că le e frică. Pentru că odată ce îmi pun eu corpul pe o trecumandă aia... Ei știu că tu excelezi pe tenis. Vă aștept, facem campionat de tenis de masă și de FIFA. Anytime, Etina, at anytime. A, și avem și volane. Ești gata? Da. Plaja de la Gostinu, da, sau terasă în București pe malul Dâmboviței? Ce-i Gostinu? Plaja de la Gostinu. Păi, mulțumesc, zice Gostinu. Plaja de la Gostinu. E frumoasă plaja de la Gostinu. Unde e Gostinu? Lângă Giurgiu, la vreo 40 de kilometri. O plajă frumoasă cu nisip din ala, fiind deci că ești în Zanzibar. Dacă tu n-ai bani de Zanzibar, poți să te duci acolo, că eu mă duc în Zanzibar. Te duci la Gostinu, mă duc la Gostinu. Tu te la Gostinu, că mă duc eu în Zanzibar. Să vedem. Când pleci și face schimb de experiență. Când pleci în Zanzibar? Plec în 3 zile. Acum plec. Cu cine pleci în Zanzibar? Cu Diana Stejereanu. Și cu? Diana Stejereanu. Și cu Onzi, prietenul cel mai bun. Te duci și tu, mă? Nu, prietenul meu cel mai bun. El nu știe care cântare. A, îl cunoști? Care e prietenul tău cel mai bun? Onzi. Oții? Onzi. Nu Oții. Oce? Onzi. 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 Virgil, Onzi. Așa îi se spune. Onzi. Onzi, da. Îți place Onzi? Nu. Cum nu, mă? Păi, de la ce te referi? Ca partener de drum. Da, da, da. E super mișto, da. Și crezi că te vei îndrăgosti pe el în Zanzibar? Nu. Dacă apare Vali. Păi mă îndrăgosteam până acum. E când să iubești o femeie, să nu știi pe care o vrei. Cum ai zic? Atenție. Da. Cu Naomi. Oh. La micul dejun. Cereale și lapte sau omletă? Omletă. Omletă și cârnați și fasole. English. Păi normal. English. Păi cine mănâncă o fasole la micul dejun? Și că singurul dejun care seamănă cu Romanian Open Tennis. Bun. Fasole la micul dejun, Doamne. Motocicletă sport sau tip chopper? Sport. Sport? Sport. Îți place soarza așa? Ce viteză ai prins? Bineînțeles, pe un drum lăturarnic care nu are indicații de viteză. Nu am 100 și un pic, nu. Mai mult nu merg. Nu am mers cu mai mult. Tu ai cască? Ai costum de la care se vede mișto? De la de piele? Nu. Am pantalon, geacă. Nu. N-am, nu-ți imagina că sunt vreo... Nu. Așa, așa, așa. Ai dus pe cineva în spate, acum? Deocamdată nu, în afară de examen de școală. La școală trebuie să dai cu instructorul în spate, dar așa pe drum nu, pentru că nu, n-am încredere. Se sunt la Neața toți când cu motocicleta? Dani, ea, Diana, Nicolai, toți sunt motocicliști. Da. Numai tu cu... Cu trotineta. Pierzi un pariu cu Ilona. Da. Și trebuie să-ți statuezi fața ei. Pe ce parte a corpului alegi să-ți faci asta? Pe față. Păi știi că ne-a pus alea pe față la Neața? M-a avut Neața la mare o săptămână și bineînțeles că seara... Na. Ne distram. Ne distram doar noi doi cu Naomi și cu Diana, că rest pleca toată lumea la culcări. Și pe la două noapte într-o stare avansată ne-am gândit noi cum ar fi să ne tatuăm, să ne punem un tatuaj așa pe față și apărăm cu el dimineața la Neața. Aveam eu la mine niște tatuaje din astea care se lipeau și ne-am pus din alea pe față aici pe frunte și am zis că mergem așa cu ele în emisiune și toți ziceam: "Bă, n-ai curaj să mergem mâine așa?" Bă, da, n-ai curaj. Și am apărut amândoi eu cu o de-asta aici așa. Să știi că Miki iubește asemenea și mistrețul tăi numai pe chestii de genul ăsta, să știi. De un motiv și o să fie happening. I-am învățat pe toți. Așa. Mergi mai departe. Rol principal într-o piesă pe Broadway
Sau rol secundar într-un film premiat la Cannes? Rol principal într-o piesă pe Broadway. Sunt pe cineva. Hello. Naomi. Naomi, m-a sunat Naomi. Pentru că la Cannes am mai fost, dar nu că am mai fost. Da? Adică mi-ar plăcea să fiu și poate într-un alt statut de rol, poate principal, dar știu cum e, am mai fost. Nu, tot Broadway mi se pare... If I can make ca să spunem așa, pe engleză, cum îi place lui Florin, the shit. The shit, da. Ultima întrebare care ne înglobează pe toți, practic. Te rog frumos să ne spui, dragul meu, când ne inviți la restaurantul tău? Nu e al lui. Vreau să mâncați și moca acum. Nu. Eu nu știam până astăzi că ai un restaurant. Vă aștept oricând, cu drag. Ce restaurant e? La unde? Știi unde e? Știi clădirea veche, magazinul București? Fostul magazin București? Da. Care era pe vremuri? Da. S-a demolat, s-a făcut unul nou. Da. Și ultimul etaj avem acolo un loc. Se numește Naiv. Ilona merge acolo des. Da. Dacă faci o mică aliterație combinată cu așa, iese Naomi. Din Naiv. Cam da, invers, dacă citești invers. Da. Auzi, Naomi știe vreo colindă? Da, am cântat cu ea. Ce-am învățat? Mentre la Neața și-a cântat scoală gazdă din păciuță și ne dă un călăcâț. Vezi că e o problemă că a început să înțeleagă tot. Aha. Și îmi dau seama după cum se privește la masă, cum privește pe alții la masă. Nu vorbește încă, dar poate să zică două, trei cuvinte. Care e colindă ta? Da, e funny tare. Păi, peste câteva zile poate ți se dă un telefon. Hai, femeie, la colindat. E chiar Moș Crăciun, care e singur. Moș Crăciun. Cuplete. Asta. Moș Crăciun, cuplete d'alve, a sosit de primăve. La fetițe și băieți, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Ce colind trist ai ales, cel mai trist colind. Lasă că nu mai trist decât căprioare și iepurași, nu știu ce. Pentru că veți avea, după cât am înțeles, concerte... Cine? Amândoi, poate rapid. Aș vrea să vă spun că cel mai important lucru este să te păstrezi proaspăt în fața spectatorului. Drept pentru care... am pregătit... Ne dăm o prosoapă. Ei, ne două prosoape. Bă, ești nebun? Ne dăm prosoapă de concerte. Da, sunt gașca HB. Wow. Și atenție, HB, repet, nu înseamnă hoașcă bătrână. Wow. Încă. Încă. Deci astea sunt astea pe care le la concertul de pe 21 de la Bărirea Sarha și la concertul tău, proximul tău concert. Poți să vin să-i arunc prosop în față să te ștere. Prosopul ăsta am învățat asta de la Bruce Springsteen. Poți să-l prinzi la blug aici și să-l lași așa, știi eu? Sanky. Fița. Așa de Sanky. Sanky, balamuc. Și pentru că noi ținem la tine... Dar eu am văzut că tu le arunci în public. Da, să se bucure și oamenii. și pentru că... Fii atent că la Berăria H, îl țin, nu-l arunc în public, altul nu mai ai să-mi tai. Poți să spui asta, eu nu mă arunc. Bine. Asta e nu așa. Vreau să spun un singur lucru. Mie mi-a plăcut din prima sinceritatea ta și mă bucur foarte mult că și mulțumesc totodată lui Florin că a venit astăzi aici, dar m-am gândit să-ți lași ceva care să-ți aducă aminte de anul ăsta. Prosopul poate ți-l va fura cineva. Pisicuța. Dar eu cred că... Eu cred că această... Eram simt! M-am gândit la asta! Ce bine e poza! Vai, ce tare e! Mai am o poză care e la mine acasă, dar mi-e rămată. Da, ăsta poți să-l pui direct, o să-l înrămezi. Wow! Asta, direct, da. Să văd un pic. Da, poți să-l atingi. Tare e! Da. Băi, ești nebun. Nice! Nu apare nicio poză. Nu apare nicio poză. Da. Cristi are, da. N-are. Mamă, ce mișto e. Da. Mulțumesc. Ce acolo? Și acolo ce?
Și ca să creezi mai multă vulvă în presă, dacă te întreabă cineva, care e iubitul tău? Al meu? Da. Păi zic că n-am. Perfect. Mamă! Wow! Bagi, eu iubesc muzica și la răs asta. Ia zile, ia uite ce cască ai ureche. Mamă, ce mișto e. Da. Mi-a făcut cască, Florin mi-a făcut. Deci Florin ți-a făcut cască și atunci mi-am dat seama, atunci m-am gândit prima dată la Florin. Vai, ce tare e! Nice! Da, e important să știi. Opa, ce se vede la mână aici, domnul Brânciu, la ceasul ăsta? E reclamă. Ce se vede, mă, la mână? E Rolex de la de 20 de mii. E Bartă. Rolex de 20 de mii, l-a scos pe la bun. Dacă te apuci de cântat, s-ar putea să se întâmple și asta. Așadar, dragii mei, eu aș vrea să vă spun că, din nefericire... Din nefericire n-am dat rec. Să vă spun n-am mers, o luăm încă o dată? Nu se va mai difuza? Ce tari sunt, nu? A fost pentru voi în această seară de pomină. Ea, Ilona, fată sinceră. O fată sinceră în noapte. N-am zis despre nunta ta, s-a înțeles? Ca un copil rebel. Ce tare. Și cu o chestie. Îți spun asta personal. Dacă vrei tu pe scenă, ideal este să-ți combine apa plată cu apa minerală. Pentru că apa minerală, puțin, care are și minerale, tu dansezi, eliberezi minerale și îți completezi mineralele. Și atunci când guști... Ia vezi. Altfel cânti. Altfel cânti. Altfel. Ideea e că iubeam apă plată, de-aia cântam prost. Fai, păi dacă știam eu că de la asta e... Apă plată combinată cu apă minerală. Orice masă normală, zic eu, se termină cu ceva special. De aceea, dați-mi voie să vină dulcele. Mamă, ce frumos e. Dulcele acesta este format din... Iubire, ce ai pus aici? Toate fructele. Așa cum zicea și Fuego. Toate fructele. Da, toate fructele dansează cu mine. Eu aș vrea să dansăm amândoi. Mamă, ce tare e Fuego. Mamă, ce bun. Îți spun eu, după ce închidem camerele, da, și nu mai punem întrebări roșii și albastre, atunci vom diseca acest dulce și acest vin. Deocamdată, hai, se apropie clipa. Trebuie să-ți dau o căpșună de pe textul. Se apropie clipa când trebuie să cântăm ultima melodie. Oh. One last time. Eu știu pe drost mai nemurit. Vrei să te arăt? Dacă nici eu nu mai știu versul, nu mai știu. A fost pentru voi, doamnelor și domnilor, emisiunea Lucruri Simple. Cu Ilona, sinceră. Cu Florin, mincinos. Îndrăgostitul și talentatul. Dragii mei, abia aștept să ne vedem oriunde ne vedem. Mulțumim, Horia. Mulțumim. Drag, mare, mare. Și mulțumim frumos, Florin, pentru surpriză. Da. Ce chestie. Chiar a fost frumos. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa. Ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte, când înțeles. Nici ca să iubesc.
dragostea. Cer albastru, ce eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. La chitară, Sergiu, la tobe și premierul și cineluri, și bineînțeles Marius la vioară și mișcare scenică și lumânare pe pian, cu Tucu, Andreea și Andrei. Această piesă dedicată tu, Naomi, yeah! Îmi place tu așa cum e, oh, yeah. Când mă ceri și când mă ies și speranța, și speranța. Și nu uitați, pe 21, Ilona, nu știm de unde va apărea pe scena de la berărie. Din Herăstrău, cred că. Mulțumesc, iubită mamă. Horia, Horica. Horica sau? Horica, Horia, unde Horica? Horinca. Ea este cea care poate să spargă orice concert din viața ei. Aplauze pentru Ilona Brezo!